Îi dăm drumul. Îi dăm... Ești pregătit? Eu sunt, da. Deci, eu că nu știu sărăcia asta până jos. Unde e apă? E jos. Frumos. Apa face parte din noi. A, scuză-mă, eu nu știam. Păi nu, că e la tine, e Prodaclisman la tine, nu la mine. Ești pro-TV cu ascund. A, nu la... Iartă-mă, la tine. Cine ești tu, mă? Cine e ăla care a mutat Coca-Cola, mă? Cum e, Ronaldo? Sau cum? Ai zis, ce-mi puneți mie Coca-Cola? Tu ești, nu? Ai văzut la el? Nu, dar am... Bine, mă, bine. Pune-mă, ține-o în cadrul tău, liniștit ești. Dar pune-le, mă, să fie în cadrul tău. Dar n-am o problemă, nu fi nebun. Ia apă. Nu facem reclamă la... lucruri nenaturești. Nu la apă, că atunci când ne făceam probleme. Băi, așa... lasă-mă să fac intro. Ia fă intro, mă, eu. Bine ați venit la Stax TV, un nou material de tip podcast. Să spui de clientul fals. O să spune și de clientul fals. Cu acest băiat pe care lumea nu prea îl cunoaște în această ipostază. De client fals, de pasionat de mașini și de motociclete, că eu asta prezint aici astăzi și despre asta vorbim. De motociclete? A, nu, eu o să plec atunci, mai puțin, eu vă că las nu se să uită. Nu... Hai mă, că nu se uită așa mulți motocicliști la noi, dar mașiniști pasionați știu. De culori, da. Sunt foarte mulți. Azi că ajungem și acolo. Și asta ziceam, îl avem așa cum... Îl cunoașteți după pe cum se Cabral vede Ibaca, în după cum așa, Neculae sau Nicu? Neculai. Tu nu prea știi invitații de obicei, nu? Deloc. Absolut deloc. Dar vin de la... La tine nu e așa? Eu n-am invitați, eu sunt vacanță. Cum n-ai invitați? Sunt vacanță. Când aveai? Le scrie în piept. Pentru că-s prost, le scrie în piept. Ești Bet Petunia. Mihai, eu sunt Bet Petunia. Spune Petu. Da, și l-am invitat de un an jumătate la podcast, dar ești nesimțit. Absolut deloc. Te-ai îmbolnăvit, te-ai dat lovit, te-ai dat plecat, te-ai dat că ai Dobrescu, că a murit Dobrescu, că a făcut, a născut Dobrescu, că a făcut Dobrescu. Noi acceptăm lucrurile de genul ăsta pentru că ești vedetă internațională. Na, trebuie să renunți la niște contracte cu ProTV-ul ca să ajungi la podcast. Dacă voiam să fiu perțiflat, rămâneam acasă, că se ocupă nevastă mea de treaba asta. A, da? Da. Păi da. Eu asta și vreau să zic că de când te cunosc, eram ok pe sud. Te cunosc, tu ești duci tată, duc, mult de duc, tot, da, adică da. N-ai putut decât să-mi dai un blog pe Facebook, asta e tot ce ai făcut. Nu ți-a dat nimeni blog pe Facebook, termină. Deci dar duce la Caterinca Cabral, duce. Băi nene, nu ți-a dat nimeni blog pe... peste că nu te-am chemat aici să discutăm problemele personale. Deci băi, nu i-am dat niciun blog, ești nebun. Da. Nu e ceva important cu contul al tău care nu poate. Da. Cum să-ți dau bloc? Dacă eu comentez ție, dacă eu comentez ție, și eu nu pot să comentez ție, cum vine. Dacă eu comentez ție, n-am cum să-ți dau bloc, nu te mai văd. Ai dat jumătate de bloc ceva cumva. În sfârșit, nu contează, să trecem peste chestiile astea de început și să... de început a relației și să ajungem la trecem direct la aia de sfârșit. La ne pare bine că ați venit. La partea serioasă, în care oamenii sunt aici să vadă partea ta de pasiune legată de automoto, în care eu personal n-am văzut-o așa expusă prin podcasturi sau prin discuțiile tale unde ai mai fost invitat. Nu s-au discutat lucrurile astea, adică n-ai fost în calitate de pasionat de mașini sau de motociclete, ai fost în calitate de Cabral, vedetă internațională, zis și îngerul de ciocolată. Așa. Îmi fac un tricou cu îngerul de ciocolată. Țineți toți pe asta, nu? E bună rău. N-ai cum să... e printre comentariile memorabile. Adică chiar e bună rău, nu pot să zic. I-aș da doamnei la 65 de ani un premiu pentru această găselniță, că pentru ele tu chiar ești un înger. O găselniță. Un înger. Așa. Un înger. Bun. Adică aduci fericire doamnelor, ceea ce e bine. Nu? E foarte bine. E foarte cum? Bine. Bun. Zi-ne de treaba cu mașinile. Nu de băieții cu mașinile, că știu că e și o emisiune. Ajunge și la întrebări, că am întrebări. Știu că l-ai văzut pe grup că ești infiltrat. Ca o... E peste tot infiltrat, mă, frate, înțelegi? Așa, dar am infiltrat. Eu pe... ești infiltrat. Și am eu pe Instagram acolo niște întrebări la care tu n-ai avut acces. N-am avut acces. Dar alea mai spre sfârșit. Da, adică tu crezi că mi-am făcut temele, le-am 100%. Citit. 100%. Ai răspunsurile pregătite. Aha. Da. Și am făcut fituicile. Da, ai întârziat. Că ai exersat în mașină. Aia. La aia ce răspund? Deci nu e bine. E un răspuns închis ăsta. Hei, Daniel, ce voiam să spun pe această temă? E foarte important pentru că imaginea ta acum e, știi? E puțin... Ce puțin ce? Îți dau cu pumnul în cap. Mă, ce are asta? Da, mă, nu, mă, glumez, mă, frate. Eu mă distrez. Eu de-aia fac podcast-urile astea, mă distrez eu, nu știu restul. Acum, uite, avem și Paul, avem clienți falși și e bine. Zic cu pasiunea cu mașinile. Doamne, ce-a slăbit Paul. Te-ai născut în Buzău. Cum? Adică oamenii trebuie să știe că te-ai născut în Buzău. Îți dau cu pumnul în ochi.
îți dau cu pompul. Să știe că vii din Buzău, nu? Îți bag deci tu ești născut în Buzău sau nu? Nu, sunt născut în sectorul 4 București. Și chiar dacă aș fi născut în Buzău, ce? O, mama e din Buzău, tembelule. Da, am niște informații greșite de la producătorul meu de emisiune. Bercem Buzău. Bercem Buzău, tot cu dacă începe. Dacă producător, eu sunt nordicul Sven. Atât s-a putut. Atât s-a putut. Da, deci de asta, asta vreau să... Vreau să te scot 4, cumva București, în sectorul 4. Da. Okay. Șoseaua Berceni. Acolo ești născut. Cuțitarul nou. Bercenar cu țitar. Asta ești. De unde sinonimul? De unde scoți sinonimul? Așa vorbește lumea în oraș. Nu? Nu. Ok. Stoamne cu minți în Berceni. Bibliotecar. Bibliotecar. Ți-a plăcut cartea? M-ar veni? Da. Bravo. Cartea chiar da. Dacă i-a plăcut sau nu, băi, nu se gândea la alea. Da, mă, se bagă și ăștia. Ce, așa e. Că am stat un pic să mă gândesc dacă mi-a plăcut cartea. Păi se gândea la aia pe care ai citit-o. Dacă... Eu fac diferența între carte și școală. Răi, mă, că școala răi. Nu mi-a plăcut foarte mult, dar cartea mi-a plăcut, că am citit foarte mult. La viața așa. Mea. Am citit foarte mult la viața mea. Bun. Ce ai citit? Să discutăm despre cărți. Foarte multă literatură. De unde până unde? Foarte mult. Literatură. Ai fost de pasionat? La... Ai avut inclinații de mic? Tata mi-a dat să citesc. Era un bun orator? Este în continuare, da? Că n-a murit. De da. Unde ai presupus treaba păi, asta? M-am gândit că nu v-ați mai întâlnit de mult. Așa, eu presupun lucruri, nu e dreptul tata meu? Tata asta la câteva străzi de mine. Serios? Cu tine. Nu știam. Daniele, de unde să știu? De unde să știu? Am crezut că e plecat de mult, că tu așa mi-ai zis. Ăla de sânge, dar ăla nu-i tata. Ai zis tata lui Mircea care m-a crescut. Mă, ce mă cu ăsta? Nu să știu, mă. Tu știi de Mircea, mă? Nu știa nimeni de Mircea. Hai să facem. Eu plec. Tu pleci mai vii odată? Dau o tură. Să-și fac o documentare. Nu că ar fi trebuit să știi, dar... Îmi spui lucrurile astea, mi se pune gheara pe inimă. Așa, eu știu de ce mi-ai spus tu. Da, mă, glumesc, mă, nu mai glumești? Să râdă lumea. Hai, avem de aia cu râs? Sau cu aplauze? N-avem, nu? Vorbește cu producătorul. Ăla, clientul fals, 10% din salariul că ai întârziat. Bun, hai să discutăm serios de mașini. Zim de mașinile tale și cum ai avut tu la 18 ani Dacia 1100? N-ai avut Dacia 1100 la 18 ani, nu? De unde să știu, mă, frate? Nu știu. Te întreb, vin-o deschis și spune-ne lucruri. Break 1410. RS4-i ziceam eu, că am avut și eu break. RS4-i ziceam că era Baiu, cu oraș cu 27.000 turbo. Știi? Așa, Baiu. Da. Și eu aveam o Dacia break, bordă CNU. CNU, mamă. Când dădeam burnout, ieșea fumul pe un bord, știi? Păi la Dacia. Era, da, cu încălzirea aia șmecheră. La mine era RS4, că break-ul, se conducea mai mișto ca berlina. Avea un balans așa mai mult. Ce se conducea? Serios, jur. Du-te, bă, cu teamă, ești bolnav psihic complet. L-ai auzit, mă? Cine a avut Dacia break știe Dacia despre ce vorbesc. Se conducea mai greu decât Dacia break. Da, mă, Dacia break mergea mai mult de-a latul. Se noda toată, mă. Lat. Ăla nu e lat. Mergea pe diagonală. Un pic, pe zăpadă. Deci ai avut Dacia break? Am avut Dacia break. Foarte bună mașină. Da. Băi, nene. Da, mă, ai avut Dacia break. Deci tu m-ai adus efectiv să-ți bagi joc de nu, sufletul meu. Nu, te-am adus să râdem împreună, să râd de tine. Și tocmai am zis că am avut și eu și o mașină foarte bună față de berlină. Ai putea să ai berlină și să te înghesui. Ai avut loc în Dacia break? Erai mare de mic? Adică la 18 ani aveai 145 de kg? La 28 m-am făcut mare. La 28 ai crescut? Am avut până la 28 și la 28 brusc m-am făcut la 21. Eu la 18 ani eram. Ia asta e plată, să știi. Nu, dă apa aia încoace. Nu, dă încoace. Ți-e cald? Ah, nu, e apă. E apă. Da, mă, zi. Da, mă, așa deci, Dacia break. Am început Dacia break, vișinie, am cumpărat-o de la mama, în rate, $100 pe lună. Da, nu cred. Ba da. Bă, tu ai fost oropsit de mic? Nu, n-am fost oropsit de mic, dar eram tare în gură și cu buzoianca nu merge. Și la un moment dat buzoianca a zis, bine, uite ce o să facem, o să luăm probabil o mașină ceva mai nouă și pe asta veche ți-o dăm ție. Eu, copil prost, am zis, ce mă, ce-mi dați mie? Coaja asta obosită? Da. N-am eu, îmi dați mie Daci. Mama a zis, eu am zis, în așteptare, lasă că o să facă mama un gest. Cedează ea. Și după câteva săptămâni, câteva luni, eu nu aveam mașină, bani de mașină n-aveam și am zis, hai că până la urmă o să iau break-ul ăsta. Ăsta al nostru, da. $1200. Păi ai zis că aia era valabil atunci. Da. Acum coaja face 1200. Dacă o vând eu, păi 1600. Deci ție îți fac un discount. Vrei? Păi n-am bani. Îți dau rate. Ce mai vrei? Mai mult asta de fără dobândă. Până la ultima rată. Un lucru bun. Este data aceea din lună. 100 de unde sunt marafeții? Și toată creșterea asta s-a auzit papa Sâmbetei când tu vrei să-ți cumperi un Jeep. Nu? Acum, dar vreau să arunc 10.000 de euro, să-mi cumpăr o mașină pentru plăcerile mele proprii și personale. Asta te-a învățat pe tine, maică ta, nu?
că merită să arunci cu banii pe geam, nu? Și mama a învățat că trebuie să fac în așa fel, da, încât să nu trăiesc cu pofte. Să că nu, ți se umflă sânii, să nu, faci piatra la țâțică. Nu, ok, bun. Nu, mama mi-a zis, bă, tată, muncești, da. Da. Tragi, da. Da. Păi meriți. Să-ți mai faci dublare. Că meriți, normal. Și am dreptul în viața să și greșesc. Da, eu am mai avut discuția asta acum câteva zile. N-aș vrea să o readucem la viață aici. Exact. Normal că ai dreptul. Deci e o greșeală asumată asta, nu? Da, cu jeep-ul. 100%. Okay. Da. Mi-am găsit și un samsar mișto. Paul? De la... De la Călăraș. De la Călăraș. Oamenii de la Călăraș foarte ok. De la... Chiar sunt. Nu Paul, dar chiar sunt. Oamenii, ziceam. Și... Și samsarul meu preferat este dispus să-mi dea și garanție. Ce mai vrei, mașina să gândim cu garanție? 40 de minute. 40 de minute garanția? Da. Bă, 40 de minute? Poți să faci, poți să faci. Poți să faci lucruri cu mașina să vezi dacă se rupe ceva sau nu. Da. Da, poți. 40 dau, de minute. Poți să mă dau rostogolul. Poți. Și gata. Poți să urci și în ea. N-a fost bună. Poți să urci și în ea. Dar de ce ai simțit tu nevoia să te iei de mine pentru faptul că nu mă gândesc să... Tu dar știi care e faza perversă la tine? Mm. Că tu mi-ai zis, bă, de ce nu iei tu TJ-ul ăla de la Paul? Păi tocmai asta e. Tocmai asta e. Și după aia, după ce îl iei, eu zic, ce prost ai fost că ai luat TJ-ul ăla de la Paul. Zic, cum ai luat gunoiul la hârca aia? Băi, aia sudată, bă, s-a rupt puntea când am fost cu el la GT5 de mult, tu vrei să... A plecat Paul. A plecat. Paul left the chat. Da, mă, nu, e ok. Din punctul meu de vedere e ok. Toate mașinile sunt mișto. Dacă ți-asumi faptul că ți-ai luat o mașină de calitate mai îndoielnică. Adică să ți-asumi, să știi. Să știi ce ai luat. Să ți-asumi că ți-ai luat o bluză neagră pe tine și atrage soarele și te va încălzi. Păi, mi-am asumat. Nu, mi-am luat bluza neagră pe mine și, păi, mamă, e cald aici. De acord cu tine. Asta da, știi că asta e problema noastră. A noastră, în general, așa. Noi vrem să dăm pe mașină 200 de euro... Să arate mașina de 10.000 de euro, să funcționeze de 20.000 de euro și când o vinde să o luăm pe ea 30.000 de euro. Asta zic. Da. Adică să faci și un pic de profit, păi când da, o vinzi. Nu e... Că tu te folosești de o mașină niște ani, nu trebuie să te coste. Păi nu, trebuie să producă. Asta e, trebuie să producă. Domnul este șmecher. Și alții sunt fraie. Da, de nu discutăm lucruri serioase. Că nu despre asta ne-am întâlnit aici. Așa, bun, și ai avut ACB, după care te-ai făcut actor, ai devenit vedetă. Și ai avut bani și ți-ai luat un cele... Eu acolo vreau să ajung la cele cau la MUV. Dar puteți să începem direct de acolo. Nu, chiar mă interesează. Chiar mă interesează. Break Vișinie. Da. După aia am avut de la muncă o Dacie berlină aurie. De mic am fost pe culori. Da, pe asta zic că tu ești și... Îți plac culorile. Nu înțeleg ce ești în negru. Da? Prima mașină negru cu culoarea de haine, mă refer. Ai zis în negru, nu negru. Asta am zis. Așa. Da. Mi-am luat... Prima mașină nouă, din cele două pe care le-am cumpărat de-a lungul vieții, că două mi-am luat noi, în rest, toate au fost SH, a fost o Supernova, căcănie. Super, da, știu culoarea. GT-ul? GT-ul sau GTI? Adică, Supernova. Supernova. Nu Nova, da. Da. Nova, Supernova super. Era ceva, injecție, frumos. 1-4, o nebunie. Da. Din cauza lui Huidu, i-am spart băia de ulei, că m-am dat cu el și ca să nu-i fac alfa terci, m-am dus în boscheți. Spana, în sfârșit nu mai vreau acum. Și după aia, dacă nu mă înșel, nu mai știu care tu mi-am spart. Tu te-ai dat cu Huidu, el având... Știu Alfa. Știu Alfa și cum? Stai. Adică a venit Huidu și ți-a zis, hai să facem curse, că tu ai o Dacia și eu am o Alfa și vreau și să te bat. Da. Și, tu și n-am putut să mă bată decât urcându-se pe mine. Nu și-a păstrat trasa lui, s-a suit pe mine să mă scoată în boscheți. Și am zis, bă, nu se face să strici Alfa aia, mă duc eu în boscheți. M-am dus eu în boscheți. Vorba aia. Am avut și o copilărie grea, eu sunt obișnuit. Adică eu ți-am zis că tu duci. Eu duc adică, la de-astea. Dacă duc, e ceva, problemă. Pick me. Sunt eu problemă. Aici. Și după Supernova, mi-am luat o Alfa 147. Aia a fost cea mai păcătoasă mașină de viață. Incredibil, nu pot să cred. Jur. Și 2 litri se speed. Băi, nene, fie robotizată de râs. Băi, se strica, mă? Nu băi, pot. Nene, băi. Alfa Romeo, se zice așa, este o mașină cu personalitate puternică. N-ai ce să-i faci. Tu poți să-i spui eu cum vrei. Cazanul ăla m-a nenorocit. Cred. Mergeam cu ea la Mid Motors și băieții foarte amabili, foarte simpatici, foarte... Era ce să facă? Erau plătiți pentru asta. Și pana după ce am fost primele 10 dăți într-o lună ca să-mi reseteze electronica când dădea toate erorile posibile,
Intram în serviciu, deci nu mai făceam intrare în serviciu alea. Ocoleam serviciul până în spate, claxon, se ridica atui. Așa, urlam, pane! Cruce! Și venea cu șurubelință în cruce, mi-a punea în mână, desfăceam, mi-aducea diagnoza, băga diagnoza, ștergeam erorile, scotam, pane! Ia diagnoza, ia crucea, zi bună, plecam. Și asta făceam ca de două ori pe săptămână, timp de 8 luni. Băi, nene, așa coșmar de mașină. Dar ce, n-aveai bani sau erai amărât sau care era problema? Da, asta cu bani, văd că e o fixație cu banii. Păi, că ți-ai luat care... cu banii, băi, vreau să văd când... Atât mi-am permis, ce vrei. Alfa. Atât s-a putut. Cine te-a îndrumat? Cine? Ce prieteni aveai la în perioada respectivă? Eram, Paul nu era client fals. Nu, știu. Eram atunci, cu cine eram umblai? Pe autoshow, cred, eram pe forum pe autoshow. Ce e autoshow? Și nu știi tu, că păi atunci că știu. Noi eram toți pe internet, tu erai încă în sfârșit, nu vreau mă să... Mă jucam în țărână. Nu asta. Eram cu cercul pe uliță. Umblai după gagici știi cu până oraș. Nu, știi cu cercul pe uliță? Nu. Tu umblai, erai un afemeiat, nenorocit. Se știe. Când noi mergeam și să ne dăm pe autostradă, tu rămâneai în Victoriei cu gagicile. Păi da, pentru că toți băieții erau pe autostradă și eu profitam. Recunoaște. Ca un șarpe. Zic, recunoaște. Nu ca un șarpe. Că ca nu, o șopârlă. Erai un lipicios. Ceva târător vreau să fiu. Nu, n-am zis asta. Aș vrea erai eu, un dori. Lipicios și preferai de foarte multe ori să faci dragoste în loc să faci curse. Era și periculos la curse. De asta, mie mi-era și frică. Și... Adică mai bine acasă, în pătuți. Deci, bun, unde a rămas? Alfa Romeo era viața greu, lucrai Alfa... la autoshow, lucrai la niște băieți la autoshow, nu contează. Nu, eram atunci. Eu vreau să nu înțeleg nimic din atunci, podcastul. Dar era, nu prea se înțelege, da, mare. Nici eu nu vreau să înțeleg. Haos, să, Doamne, nu se uite nimeni. Nu-i jură, o să rupe mama să se uite. 100%. E Paul se uită că ești aici. După Alfa, ce am avut după Alfa? După Alfa, cred că mi-am luat Celecau. Asta e, tată. După Alfa mi-am luat Celecau. Ăla moare, bă, acolo, moare la cameră. Nu, mă, ăla murea de mic. Cameraman mort era, în timpul serviciului, moare tot. Nu, că era producător, acum l-ai făcut cameraman. E de toate el, așa e la noi. Avem mai multe funcții, fiecare, luăm 4-5 salarii pe lună, ești nebun. Celecau, dacă vrei să te angajezi, că a fost o bijuterie. Da. Tu poți să-mi spui tehnologic, ce vrei tu. Da. Păi nu, mă, important e să-ți placă ție când îți faci mașina asta. Să știi că mi-a plăcut foarte mult mașina aia. Și când a fost neagră, și când a fost mov, și când a fost arlechin. Atunci mai puțin recunosc. Nu ți-a plăcut. Mi-a plăcut, dar okay. Na. Partea proastă la mașina aia e că era grea și submotorizat. Dar ce motor avea? Avea suspensie. 230 mit compresor? Nici măcar compresor? Nu, 2 litri compresor. Ah, compresor. Ok. Da, 2 litri. Nu, 2-3 mai avea, nu știu, 18 cai în plus, mă ascultă. Dar pentru că era cabrio... Era ramforsată, că na. Da, și atunci era mai grea. Motorul leșii, cutia vai mama, suspensia văleleu. Dar tu ți-ai luat-o de curse sau? Adică ți-ai luat-o să faci performanță sau să te plimbi? Adică asta mă întreb. Știi când e sărac și îți faci așa proiecții, zici, o iau pe asta, da. E merț, merge de rupe, da. E și frumoasă. Da. Mergi tare, da. Merg la curse, fac, da. Sunt nebunul naibii, da. Fac și dragoste, că vor să mă cunoască fel, da. De fel de fete, pentru că, mamă, ce mașină am eu. Eu cred că credeam că e din alte circunstanțe. Și pe nu, când îți faci planul, așa ți-l faci. Și după adică vezi că nu îți faci planul niciodată că fetele vor să te cunoască pentru că e ce se zice despre... Fetele nu vor să black, mă cunoască că sunt black, însurat. Lasă-mă că nu era însurat atunci. Atunci? Da, era însurat? Nu. Păi de asta zic. Nu. El nu-și face planul, mă, că hata. Nu, el e... Ca Mercedes vor fetele cu mine. Nebunule, păi n-am mai văzut Mercedes până la tine. Da, ce băi. Da, haideți să trecem. Bun, deci așa ți-ai făcut planul? Că ți-ai Mercedes, că merge, că nu se strică. Practic, ca așa? Era o vechitură, nu, adică la sexul, la sexul okay. Frumos. N-avea trecere deloc tiga aia. Okay. La curse, nu, de accelerat, nu accelera. În schimb, când era vorba de frânat, nu frâna. Foarte, poate foarte ai prins tu una greșită. Dar tu știi cât de mult am ținut la mașina aia? Băi, nene. Băi, cât am meșterit la ea, cât m-am dus eu și m-am agitat că pe vremea aia nu intrai pe net și dădeai bui, ce caut aia a fost. Da. Că nu erau nici bani, nu erau nici site-uri. Da. Și atunci era totul. Știu eu pe unul care face, care drege. M-am dus face la, fibră, la, ei, da, m-am dus la Onofrei, la Brașov. Mi-am făcut fibra, foarte bună fibra. M-am întors acasă, frâne zero, autobuz, kabum. Du-te înapoi la Onofrei.
Uite, da. lucrul tău, da, s-a stricat. Păi cum, nu s-a stricat, l-ai aplatizat, asta zic. Hai să reluăm puțin acele forme frumoase. Iar, dă-i, repară, întoarce de acasă. Duc cu bordură jantă. N-avem jantă, n-avem bani de altă jantă să cumpărăm una singură, reparăm? Că nu era... Nu reparăm, că... Apropo, hai să facem un podcast pe repară de jantă. Facem. Te rog eu frumos. Că repară oamenii ăștia, te mir pe unde și mor oamenii pe stradă. Da, facem. Da, facem? Da, facem. Bine, așa. I-am făcut soft la rabane. Mam. Da. Nu mi-aduce aminte de rabane. M-am dus și la rabane să fac soft. Și? Și am plecat cum am dus. Ah, am înțeles. Ce mai întâmplă? I-am pus admisie de aer. I-am pus pe care a tras-o pe admisie, filtru. Oh my God. L-a făcut ciorap și l-a... Uh-huh. I-am pus bujii de alea cu două tije care au... Ai investit cum ar veni? Cât am putut. Cât s-a putut, am investit. I-am luat farul cu... Atunci era cu xenon. Da. Unul a luat foc și unul s-a ars. Mi-am luat stopuri cu... Erau cum ar fi cu LED. Unul a crăpat, altul s-a aburit. Dar am reușit la un moment dat, am avut o perioadă destul de lungă în care mașina a mers, în mințele ei, cât putea săracă. A mers cum trebuie, m-am dus cum trebuie, am dus la mare, am dus la munte, am făcut show-uri. Și după aia a urmat perioada cu Radu Feniu, care aducea Hertz în România, și a zis, hai să facem mașina de show, de sound. De sound, ok. Și am vorbit la Cluj, la Sfigmo, am scos bancheta și șezutul din fibră, spate, fiber frumos, 4 incinte de 20 parte erau, sau 21, nu mai știu, 21 de inci, refăcute, molduri făcute pe ușile din față, tuitere, nebunii, 4 stații în spate, bă frumos, fibră, bă frumos, frumos, suna mașina, desprindea pleura în tine, făcea SPL decapotată. Ceva de vis. Ceva de vis. Și după aia am luat un credit că ești în Berceni, noi unii mai care nu l-ai mai plătit, sau? Nu, l-am plătit. Atunci, nu, le-am plătit pe toate creditele. În viața mea sunt plătite la zi. Foarte bine, frate. Și mi-am luat un celeu. Celeu, alb. Un, Doamne ferește, nu. Un 55 AMG. Nu. Dacă spuneai și călăraș 55 AMG, erai șmecher. Eram erai? Șeful la ele. Îți făcea statuie. Nu, nu. L-am luat de la Brașov, de la Andy. De la Brașov? Păi da, dar vezi dacă îl știai pe Paul. Aia frumos. Pac, eu trăgeai lui Paul pe numele lui, Paul le trece la călăraș, hăț! Busă pe Bulgaria. Cele 55 AMG, te dădeau ăștia reviste pe afară, ești nebun. Nu te număr în România să numără. Cele 55 AMG, incredibil. Da. Și ăla, mă. Ți-a plăcut? Bă, tată, V8 asfirat. Dar ce culoare era, că n-am înțeles? Un albastru închis foarte serios. Un albastru foarte serios. Jandarmerie, așa? Oare? Mai închis? Nu, ăla e albastru gard. Un albastru frumos. Okay. Frumos. Da, okay. De mers. Bun. Ce interior avea? Alb? Individual. Negru. Alb? Negru? Ascultă-mă, negru cu albastru. Nu te văd deloc în el, de albastru. Ascultă-mă. Eu te ascult. Păi da, dar n-am configurat eu mașina de aia. Asta zic, dar cum ai cumpărat-o? Deci, piele perforată, piele napa, sus, tetiere făcute, totul individual, nu, mașina făcută țiplă. Din fabrică. Din fabrică, că e așa, e la AMG. Da. Când configurez, s-a configurat, era, mașina nouă a fost 127.000 plus TVA. Nu la mine, nu ți face griji de astea. Nouă, la mine înțeles, face toată scara blocului, da, atât. Am înțeles. Nici nu mi-am imaginat că ai dat 127.000 păi, de mii. Aș fi dat și renichii din mine, dar nu făcea alții bani. Am luat-o la mulți ani după ce a fost fabricată mașina, dar cred că aia a fost, din punct de vedere putere livrată la roată, eficient, cea mai mișto mașină din viața mea. Deci celeul ăla, n-aveam cai mulți, 367. 367, am zis bine. Bă, cuplu și cuplu livrat atât de frumos, încât făceai efectiv cu ea tot ce-ți doreai. Adică la un moment dat ieșeam cu, inclusiv cu Ducu, care Ducu era în perioada în care avea Evo ăla de 6, era la etapa de 650 de cai și normal că îmi rupea capul. Dar dinamic eram acolo cu el, pentru că mașina era foarte, foarte, foarte docilă. Mergând tăricel, nu poți să zici că mama rupea fâșul, că n-aveai. Mă sună nevastă, mă îngălzești. Răspunde că știi că e. O să iertă-mă. Ce să faci? O să mă faci de rușine. Nu, eu nu fac nimic. Uite, după cum vezi, nu zic nimic. Absolut nimic.
Uite-l, mă, pe ăla. Uite-l, mă, pe ăla. Așa, să revenim. Bătaia mea nu e nimeni dacă nu răspund. Știu, frate. Așa. Ce, sunt bărbați aici care... Nu răspund la telefon? Sunt, sunt. Ori fi, nu știu, ori fi, sunt bravo, și țin frate. Ucigași. Bravo, frate, bravo vouă. Noi Paua. Vă respectăm. Paua. Noi vă respectăm. Eu, oricum la mine, ca să fac ce vreau, e de supat da. Când vreau eu. Speli vasele când vrei, vorba aia. Exact. Nu te pune nimeni, duci bravo, cu când vrei. Și mie îmi place foarte mult să dau cu aspiratorul. Asta că zic eu, ca să știi. Eu mi-am luat robot ăla, să nu mai să scap de problema asta, dar aia e. Da, mă. Eu câștig mai mult de clapă. De... Și... Așa, zic cu celeu. Ți-a plăcut frumos, a stricat, l-ai vândut. De unde știi? Păi știu că mi-ai povestit data trecută. A, ți-a povestit? Da. Da. Nu, așa. S-a stricat o pernă sau nu știu ce și ai zis că e foarte costisitor. Da, nu că era... Sistemul de suspensie. Sistemul nu mai putea fi făcut la noi ca să meargă în mințile lui. Că era sistemul ăla de perne, nu clasicul, ăla de măsura de 163 de ori pe secundă, ce roțile ele? Alea. Da, când luai, erai în Apex, el, în funcție, da. El închidea, strângea cum ar fi pernele de la interior și extindea exteriorul să rezeme cum trebuie. Să facă ce trebuie mașina. Pe anvelopuri. Să te ajut? Da. Bun. După aia... După cele... Nu mă știu ce am mai avut. Te-ai însurat, ai făcut copii? Am avut, nu. Că ți-ai luat dubă. Mi-am luat și dubă, am avut la asociație, am avut un trafic, al doilea trafic, după aia Vivaro, înainte am avut un T4 roșu, bă, cu T4 l-am dus până în Germania, în vacanță, cum ar fi, și l-a dus, a ars garnitura de chiuloasă. Nu poate să, nu, era crede ceva. Crede-l pe frățiorul tău. Volkswagen nu face autostradă, în... Ai mers prea repede. T4, mă. Nu-i Volkswagen, T4. T? T4. T4, da, Volkswagen. Și eram pe autostradă, apa dusă toată, și eu am scos stația, zic, bă, n-avem, mai un coleg pe recepție, dacă mă prindești, zic, colegule, unde ești? Nu știu, colegule, sunt în Germania, pe autostradă, pe dreapta, cu o dubă roșie, să mă bată mama, nu mai am apa, am rămas aici. Stai și cu un copil mai mic, help. Zice, unde ești? Pe urcare sunt. Cum mai fi imediat după urcare, e odaia. Dă dubă în față cât se poate, că eu vin tare și intru în spatele tău și dacă nu dai în față, te iau cu totul. Auzi, colegule, ia nu m-a mai ajutat, lasă-mă că mă descurc. Ce, lasă că mă descurc, eu vin. Ce a oprit omul? Tu erai, Cabrale, să mă bată familia mea. Ia toată apa de pe mine, ia tot ea de-aia. Mi-a dat omul apă și mi-a dat, nu știu, niște sigle astea mari și am tot turnat să ajungem la Bad Neuenheim, am ajuns. Bad. La termale, la Bad. La Claudiu. Și am ajuns acolo, Claudiu ne trimite la un service. La service, un turc. Ne-a văzut România negru, dar România nu se plipe nou. Nu înțelegeai cum? S-a uitat la mine. Nici eu nu prea înțeleg, dar e. What you do? Zic, s-a stricat. Lasă că s-a stricat. What you do? What why, do you do? Why you black? Why you black? What wrong? You Romanian? Yes, fuck. Go away. You're not Romanian. Go away. Mă, ești nebun, uite pașaportul. Fake. Nu e, mă, fake, mă, sunt Neculai Dâmbercen, du-te drept. Vezi cu mașina. Nu vând gest, nu văd ochelari, lasă mă pace. Am poșete. Nu repar mașina, ești nebun. Și face omul testul cu apa în, cu uleiul în apă. Zice, da, uite, s-a colorat, s-a dus, e nenorocire, trebuie să reparăm. Cât costă reparația? A luat el un calculator de la de masă, știi, de la de când la el, Turcia, ca la pian, da. Să te dai interesant. Făcut el așa, 2400 de euro. Frumos. Pus una pe telefon, s-o luat la Nicu al meu din Dobroiești. Nicule, îmi cere un turc aici 2400 de euro să-mi facă garnitura de chiuloasă la T4. Cât ne costă acasă? 1500 de lei. Bine, văd eu cum ajung acasă. Și m-am dus la Hornbach. Apă, ai pus apă, m-am dus la Hornbach. Că problema era că făcea presiune, îmi dădea până unde era garnitura ruptă și îmi făcea presiune după aia și în asta de răcire, în circuitul de răcire. Și încingea foarte mult. Și atunci m-am dus frumos la Hornbach. Pe instalație de răcire am pus un robinet de la de cișmea. Am poze pe blog, jur. Un robinet de la de cișmea frumos, coliere. Și am mers din Bad Neuenheim până în București. N-am oprit motorul niciodată. Am mers cu maxim 80 de kilometri la oră. Și am făcut opriri la fiecare 25 de kilometri. Dacă luăm acum un maps și calculăm, nu știu cum am făcut. Am mers în continuu 3 zile. Și opream, dar deja după a 5-a, 6-a oprire, știam ce avem de făcut. Era repede și treaba. Și pac, unul era la volan frână, deschidat capota, pac, dat drumul la abur,
se făcea apă, închizi robinetul, completat apă, dă-i încă 20 de kilometri. Da. E nasol să fii, am, da, nu mai zic, e nasol să fii sărac. Da, mă, e nasol, dar în același timp, n-ai, mă, povești dacă ești bogat. Și asta e adevărat. N-ai, sau poveștile sunt, și m-am dus la Monte Carlo și... Te-ai dus la Monte Carlo tu? Dacă ești bogat, zic. A, dacă ești, da, bogat. Și da, m-am dus la Monte Carlo și la Monte Carlo bani, așa și... Te-ai întâlnit cu Piqué, cu toți și următoarea băieții. Dată, iar, am fost la Monte Carlo, Piqué n-a venit. Da, a venit Messi, ce... Mă rog. Era supărat. Nu, nu sunt chiar niște povești urâte nici astea. Era supărat. Dacă vreți să știți ce face Messi, era supărat. Era ușor apăsat, da. Ușor apăsat. Bun. Cum ai ajuns de la cele, de la CLK, la mașini de teren și la competiții motorsport și la motociclet? Adică, păi, adică eu te-au atras toate așa, adică nu, n-ai stat locului. Nu am stat, nu, că m-am mâncat în fund, mi-am dorit de foarte mult timp să mă dau. Mi-am dorit foarte mult ralie, n-a fost. Să fie, n-a că fost nu era să fie, că nu era Marafeți. După aia am zis, stai că fac VTM. Am stat, mi-am ales alea, nu, scump. Și atunci, ce am făcut eu, m-am tot dat în fel de competiția asta de amatori, de-a lungul timpului, și am făcut prostiile pe care le făceam toți ai noștri din perioada aia, că noi de atunci ne știm și ne vedeam și nu ne suportam. El, eu n-am nimic cu el. Când se construia autostrada pe bucățile alea închise de autostradă, hai la joacă. Adică eu cumva mă simt norocos că am prins perioadele cu Micuțul Odihnească Se Împace, cu toată gașca aia de nebuni și cu toate build-urile care se făcea la momentul respectiv. Băi, în mare parte era lăutărie. Da. Era, dar era o întreagă nebunie, era o competiție, știi? Exact, era o mare competiție neorganizată. Știi care e faza cea mai tare? Că în perioada aia nu erau bani, sau mă rog, erau foarte puțini bani. Erau puțini bani, nu cumpăr da, acum. Da, nu. Acum da, iei mai patru mașini bani de pe stradă și alea, valoarea lor, fac toate mașinile cu care ne dădeam noi toate găștile. La ultima cursă la care am participat, se face pe Gainul, da? Pe autostradă, am fost cu un RS4 de 500 de cai, și nu eram nici măcar camera car. Adică nici măcar nu puteam să ne ținem după mașinile alea că făceau curs, înțelegi? Adică, știi? Și după aia a venit un Golf 2 și a zis, hai să ne dăm. Și bă, dă-te. Ia dă-te, mă, cu ăsta. Și era aici, în geamul meu, cu flăcări, ne depășește să mă, să-i schimbă ceva, fă-i ceva. Ne-a bătut și ăla cu Golf. Nu mai merge la curse niciodată și n-am mai mers de atunci. Am zis, mă, okay, mai bine așa legal, ne dăm pe circuit, nu e bine ilegal, păi nu e bine, că ne sar supapele, ești nebun. Alea erau alte vremuri, da, erau alte vremuri. Că s-au terminat, pentru că erau niște riscuri foarte mari. Nu eram, gândește-te că eram la un moment dat conștiință mare, câteva sute de mașini, zici acum cuiva că erau sute de mașini, ce am că exagerezi. Da, adu-ți aminte că erau câteva sute de mașini pe un câmp, pe o bucată de autostradă. Cu o singură bandă pe sens și ăia stăteau pe margini și ăia treceau cu 100 la oră și cu 180. Cu da, dacă unul tușea, umpleam cu toții câteva spitale. Da, n-am s-a întâmplat ghinionul ăsta niciodată. Știi? Incredibil. Dar, da, incredibil. Probabilitatea să se întâmple o nenorocire era mare. Foarte de tot. Mare. Da. Foarte mare. Și eu mă bucur că oamenii ăștia, uite, care organizează Rotac, care organizează drag racing, că toți ăștia care sunt de pe stradă au venit. Adică n-am avut noi competiții și domne sau... Păi nu, bă, oamenii vin de pe stradă. Față și Rosiu sunt din insomnie. Da. Driftul, la fel, toți băieții, toți, vorba ta, sunt de aceeași gașcă. Da. De pe stradă și au ajuns să facă performanță, au ajuns să organizeze, adică uite, la drag racing ca și la Rotac de altfel, n-am apucat să ajungem, dar o să ajungem. Bă, îmi pare rău. Da, chiar știu, îmi pare rău pentru știu. Că... Îmi doresc de mult să... Adică am făcut podcast cu Roșiu. Știu. Și e o competiție care merită să fie promovată la noi, pentru că e foarte mișto ce se întâmplă acolo. Dar n-am apucat, n-am ajuns efectiv. N-am ajuns să filmăm. Dar ajungem. E păcat. Asta 100%. Anul ăsta ajungem 100% la un Rotac și filmăm și poate facem niște episoade cu mașini și poate facem și cu tine, dacă te dai. Măi, că se plictisește lumea. Zici? Prea mult Cabral? Hai, că venim la vară. Mai e până la vară. Mai sunt vreo 6 luni. Mai uită de tine. Eu tot timpul... Nu mai pari la protevezi. Eu tot timpul mi-am zis... Vorba aia. Eu tot timpul mi-am zis că... Ce e băiatul ăsta negru? Cine e băiatul? De pe acum l-am scos noi. Îl scoatem la lumină. Tot timpul mi-am zis că nu e interesant. Norocul lui, da. Nu e interesant ce fac eu, ci e interesant
să povestesc ce au făcut alții atunci când eram și eu pe acolo. Pentru că a fost o perioadă... Și mă rog, mi se pare că e în continuare, că se întâmplă lucruri în continuare. Se întâmplă, dar uite cum e și la DOP, de exemplu. Se întâmplă lucruri pentru România. Exact. Bă, nu, dar... Și nu numai pentru România. Adică ce face dementul ăla de DOP? El a ieșit din România. Da, mă refer că nivelul la care lucrează pentru țara în care ești. Adică, sunt foarte mulți care fac chestia asta, dar înainte parcă auzeai mai mult de ei pentru că totul se întâmpla sub un singur nume, adică Fortuning, adică tot ce se întâmpla pe stradă era expus acolo și toată lumea știa că a venit... Tu cu Grația n-ai făcut, mă, vreun podcast? Nu, îmi doresc. Da, și de ce nu faci? Păi că s-a ocupat producătorul meu, dar o să iau legătura și... Și la momentul potrivit, frate. Nu e momentul acolo. Acum, mai trebuie peste 6 ani. Sunt povești. Dacă am făcut 100 de mii 5 ani, peste 6 ani o să facem și cu Grația. Dar bineînțeles, îmi doresc, doamne, adică îmi doresc să vină omul, că el e cel care, fără să-și dea seama, a pus bazele unor lucruri foarte mișto în România. Păi totul s-a făcut pe pipăială, inclusiv Fortuning, totul a fost... Da. Păi nu știa nimeni. Și asta? Nu știa nimeni ce ar fi să facem și asta? Nu era o chestie, hai că facem asta și o să aibă succes și o să bubuie și o să... Nu. A fost o chestie, pur și simplu. Nu. Băiatul a simțit-o că e o chestie și în România care se va dezvolta, a cumpărat site-ul de la un băiat care îl făcuse din pasiune, că eu așa știu de Grațian, că nu el a pus de la început. Și pe aia s-a ocupat foarte bine de treburi. Dar tu știi că noi ne-am apucat la un moment dat de For Racing? De site? Da. Păi și eu m-am apucat de Street Maniacs, tot, de la Fortuning plecat, știi? Da, nu... Că nu mai puteam, de exemplu, pe forum acolo cu insultele și cu discuțiile care nu aveau nicio legătură. Adică ești copil de bani, gata. Stați-mă, frate, că nu sunt. Stați-mă, uite, vă explic. Am dat cum să dai atâția bani? Păi nu știu. Păi dacă da costă, mă, frate, cum să dau? Atât am dat, ești nebun. Am dat $250 pe un furtun de la turbină la filtru. Atât costa la Rose Motorsport în Olanda. Am trimis mail de la muncă. Că ai putut să-l iei. Da, am trimis mail de la muncă cu adresa să-l trimit în Doliei. Și într-o zi mă căutau pe la Porsche. Doamne, ai un colet. Cine, mă, eu dat de la serviciu? Eu, mă? Păi la vânzări, mă, nu, mă, de la... Și aia mi-au luat din semnătură, mă, de la mail, adresa și mi-au trimis în chiaj aici, de bun, coletul din Olanda. Să fie siguri. Dar asta zic. Și astea erau lucrurile. Și atunci, de asta spun, Grațian are meritul că a făcut niște chestii care te-au împins pe tine să faci alte lucruri, nu? Băi, uite, a făcut niște evenimente. Bă, mie nu-mi plăceau. Adică, Eu le-aș fi făcut altfel. Mai comunist, mai altfel. Văd lucrurile în altă direcție. Sunt. Și atunci, bă, ce caută? Și tot pentru că el a făcut evenimentele alea, m-am apucat eu să fac alte evenimente. Nu? Adică, bă, hai, mă, nu vreți să facem, să stăm noi? Da, uite, hai, aia hai într-un fel, veni eu cu o variantă. Dar îmi pare rău, de exemplu, că nu mai există evenimentele Fortuning. Pentru că oamenii care vin la mine nu mai apreciază. Asta e normalitatea, asta face toată lumea acum, nu întâlniri. Nu mai ești un plus. Acolo e tuning show, ceea ce făcea Fortuning era un tuning show. Ceea ce fac eu e întâlnire, e cu totul și cu altceva. E altă poveste, da. Dar dacă alea nu mai există, eu nu mai am cum să ies în față. Păi mi se pare mie foarte mișto? Că după atâția ani, respect. Știi cum e că se vorbește, domne, cultura, salut, cumva povestea, cumva cum a crescut, Băi, eram pe acolo. Da. Mie mi se pare foarte tare și la vremea respectivă nu spunea nimeni, băi, ce facem noi aici, istorie? Nu, mai erau niște băieți care avea nimeni mai puneam bandă, benzină, hai să facem aia, hai să mergem până acolo, hai la etapă la Poiană, hai la etapă la Babaruncă, hai să... Adică cumva lucrurile au crescut, că m-ai întrebat cum le-am făcut pe toate. Da. Lucrurile au crescut de așa natură, încât am zis, băi, ia ce-o fi. De exemplu, la un moment dat m-am apucat în Dacia aia sau în al doilea break. Cred că în primul break, în Vișinie m-am dus, era pe vremea aia Auto Total, Total Automoto se numea, frații Cricu și Relu, Olaru, care făceau muzică în mașină, dar muzică în mașină profi. Era dementul de, cum îl chema, doamne, cu Wrangler-ul ăla care bubuia, dacă era cu muzică de casă, era pe 220 în mașină, că n-a știut să facă... Nu, ia și lui la mână să iei așa, în sfârșit, și erau pe 12V. Da, bă, nene, nu, era ceva de nu-ți putea închipui, dar mașina cânta. Mă rog, un zbiere, general. În schimb, frații, de-aia nebuni. Pe vremea aia puneau dinamat, făceau insonorizări la mașină, adică povești.
Și fiind pasionați de muzică și având mașini pe care le făceau, m-am aciuat pe lângă ei ca ciuperca piciorului. Și uite, o lună, uite, două luni, uite, trei luni, uite, așa, până când l-am... Nu, nu, nu. A lăsat Paul ușa deschisă, nu? Nu, nu. Ba da, ba da. Da. A lăsat cineva ușa deschisă. Așa că la un moment dat au zis, hai mai să-ți facem și ție mașină. Și am zis, n-am mă bani. De unde bani să facă? Era, pe vremea aia, era Die Hard-ul. Erau, Die Hard-ul avea două stații, 2x250 și un 2x500. Bă, niște animale, niște bestii. Zic, n-am de așa ceva. Și hai să o luăm pe bucăți. Și pentru că eram acolo băiat de minge, am zis, hai că asta, cablurile, lasă-le, că le-au trecut la pierderi. Stația, cât era? Era $500, mi-am aminte, o stație. Și zis, cât e? Hai că găsim noi una. Se hașcă. Hai, las-o așa, dă-o masa pe gheață, hai. Și așa mi-am apucat de muzică în mașină. Și făcea, era break-ul, stăteam cu el oprit la show, cu motorul pornit, dar mașina pe loc. În momentul în care pornei muzica, deschidea toate patru geamurile. În 2-3 minute de vibrație, se deschideau geamurile de măcarea. Și cum face Dacia, că atunci când pui muzică pe Dacia, este un spectacol vizual. Lasă sonor, este, pentru că tabla aia umflă, flambează. Și făcea mașina... Și umfla aripile și... Băi, nu există săraca tablă. N-am avut pasiunea asta. Nu, las că ai timp. Bă, nu, nu, nu. Ei atunci aveau, doamne, aveau o fiesta de SPL. Doamne, cum sunt. De SPL era? Sau Corsa era de SPL și fiesta, nu mai știu. Nu, fiesta era de Quality. Aia altă era de SPL. Băi, bă, nene, și cum sunau mașinile alea? Și oamenii erau nebuni să facă mașinile să sune din puține difuzoare. Și îți venea pe față cu două de 16 puse cum trebuie, cu stage, cu nebunii, cu două tuitere și în spate ceva putere, dar ceva putere, trebuia să fie curat. Bă, nebunie, nebunie. Și după aia mi-am făcut celecau cu bubuiala, știi? După ce m-am făcut amblaua și cu celecau cu bubuiala, m-am oprit cu muzica. Cred că ne caută pe noi salvare. Nu, că sunt aia cu cămășile lungi și aia n-au girofare. Și se vin liniște, că nu trebuie să te agită dacă gălăgie. Și... După aia m-am lăsat. Gata, las-o, pasta cu muzică, mi-am făcut amblaua. După aia m-am apucat de asta, de racing. După aia m-am apucat de rotac. Am început rotacul cu un Clio. Clio de sport. Clio de sport, luat de la Iliescu. Ok. Mașina foarte bună. Nu pentru mine. Era mică? Era mică. Te strângea? Strângea... Tati mă strângea și aici, pe piept m-a păsat. Era Doamne ferește. Și nu e pe stilul meu. Stilul meu e mai neglijent, așa. Eu nu. Ca să mergi, să faci performanță de time-ata cu Clio, trebuie să mergi foarte curat. Okay. Trebuie să fii, știi, pe cart. Eu niciodată n-am fost bun la așa ceva. Eu Montoia. Am văzut. Tata nostru care ești în cerul sfințească, numele tău, facă-se voia ta. A înzvărat tot și pe asta. Da. Știi? Pe haos. Și n-a fost mașina care trebuie. Mașina foarte mișto așa de felul ei și foarte... Lumea laudă Clio de sport că face performanță. Da, adică chiar face. Merge tare rău pentru, stai un pic, pentru clasa respectivă. Da. Și după aia m-am tot uitat, m-am scremut, m-am agitat, m-am alea. Am un prieten foarte bun la RAN care mi-a zis, hai să mergem pe Volkswagen. Că sunt multe rețete, că avem rețetă și la motor, avem rețetă și la suspensie. Găsim și piese multe. Mulți furnizori. E păcat. Și ne-am uitat. Golf nu. Nu Golf, că nu mi se pare o platformă bună pentru time attack, decât dacă faci multe modificări. Trebuie să am și loc în ea. Și... Ți-a plăcut ție și locul? Nu mai căuta scuze, că n-ai. Și mi-a plăcut mie și locul. Mă, stai un pic. Dacă ești pilot bun și faci build-ul cum trebuie, faci performanță, uite, cum am făcut... Ce avea, doamne, șifonierul ăla, Pârvu. Seat Leon? Leon, exact. Al lui Pârvu mergea cu recamierul ăla și făcea niște timp. A ieșit și cu el afară. S-a și răsturnat cu el, dar să vezi Bulan, că el a mers fără roll cage 3 sezoane, 4 sezoane și a pus roll cage-ul, s-a dat pe rostul la cheie. Mai tare, că știa că are și a forțat-o mai mult, cum ar veni. Atunci s-a și lovit un pic la gât și s-a și speriat soția lui. Și atunci când se sperie soția, se încheie cariera. Bineînțeles. Ezi, boss, facem copii, familie, nu mă lași pe mine singură să vin cu flori, că nu e combinație. Păi, dopre, avea dreptate. Adică și acum s-a apucat de extrem de biciclete. Păi e mult mai safe. E ok. Stai liniștit acasă. Deci, cumva, dacă ești bun, du-te mai încolo.
Ce vrei? Ce? Cum se practică așa pe platou? Să vină un băie, tu, bă, da, noi suntem relaxați. Nu știu mă, ce pe platou. Bă, da, sunt. Du-te mai încolo. M-am dat, mă, gata. Du-te mă mai... M-am dat, mă, frate. Cum se zice metoda Akana? Du-te mă mai Akana. Cumva dacă ești pilot bun, merge și recamierul. Dar și Reucu a fost o bază foarte bună, sigur că are limitările ei și sigur că la clasa la care mă dau eu n-am putut să mă duc în boschesc cu puterea și a rămas grea. Ea e greuță așa. Okay. Și mai sunt și elefantul acolo. Care se simte. Da, așa? Normal, că adică dar, știi că piloții sunt și sportivi. Ce am vrut să zic? Nu știu de ce m-a apucat pe mine să zic asta. Dar nu, stai toată câte o cădere de asta, jur. Deci jur, ai câte o cădere, nu, mă apucă, nu știu, bă, băiatul. Da, nu, mă, adică te-ar ajuta dacă ai mai dat vreo 80-90 de chile jos. Da. Când vă-ți dă la Paul, mă rostogole, în sfârșit. Așa. Bun, deci și ești tu uite, greu, e și așa. Dar nu mai contează, nu, suplinește prin frumusețe. Foarte, sunt foarte fericit cu Rocco. Foarte, și că Rocco se frede cheamă, dai seama, că n-ai cum să zici dai, altfel. Și tu negru. Bravo, ale. Dar... Ce? Sigur. Așa, bun. Deci ești mulțumit de alegerea făcută. Și sunt deja câte sezoane? 3 sezoane, 4 sezoane de rotac. Ok. În care am făcut treaba. Am cupiți acasă. Adică te-ai și clasa pe podium, nu zici. Nu dorm cu ele în pat, pentru că este un concept de concurs între amatori, adică nu... Am înțeles. Nu le pui în sufragerie. Ciumi, dă-te mai încoace. Dar sunt mișto, fă, adică chiar arată super. Ca și trofeu. Foarte mișto starea. Tu gândește-te că Bet Petunia, echipa de curse în care eu fac parte și pe care am înființat-o împreună cu băieții, a plecat dintr-o grupă în care noi ne băteam între noi. Și noi, în loc să ne urâm, am făcut echipă. În loc să ne înjurăm și să ne acuzăm, cum se face... Ce cheater, uite, furat, are turbină, soft, are, da, are nos în roll cage. Am auzit asta. Am auzit și eu, pe bravo, mă, ești nebun. Are, face, drege. Noi am zis, bă, mie-mi place, mișto cum m-ai bătut azi. Data viitoare te bat eu. Ia să vedem. Bă, chiar m-ai bătut firul la dracu de negru care a venit. Adică, la un moment dat am plecat către Hungaroring la etapă și, încă o dată, noi eram competiție. Am ajuns acolo, dând și mie... Nu mă știu, am avut nevoie de fișe, nu mă știu, și niște scule, că nu poți te bat dacă nu-mi dai. Da, da. Asta zic și băieții de la Drift, asta zic și băieții de la Moto, că și ei sunt foarte uniți, da, că se ajută da, între nu ei suntem și că... Nu suntem toți foarte uniți. Dar da, nu o să fie raiul pe pământ. Da, stai un pic. Mie nu-mi place să vând povestea aia acum. Băi, e o mare da, familie. Da, 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 da. Mă, și în familie se bat oamenii între ei. Eu înțeles, se ceartă, nu vorbesc. Dar mie-mi convine că nu mai se cristalizează niște găști cu care da. Evoluezi și mie îmi place că învăț. Adică pe lângă, eu nu mă duc acolo să câștig. Normal că îmi place să câștig. Normal da. Că îmi doresc să câștig. Da. Dar dacă nu câștig, eu nu plec pe vreo dramă. Pentru că ăla pentru mine e un debușe. Ăla pentru mine este efectiv o supapă de zic o supapă. Păi asta zic azi acolo. Da, o supapă relaxez, care mă face să mă duc acasă. Chiar dacă am rupt o jantă, chiar dacă mi-am făcut praf semislicurile sau slicurile, chiar dacă n-a tras mașina, mă duc acasă, băi, ce câtă treabă am avut eu, ce ocupat am fost eu, am fost un fel de Montoya. Am fost doar mont, fără oia, dar atât eu, s-a putut, știi? Eu le zic cu oamenilor că atunci când se duc la circuit, în capul lor poate să fie oricine și oriunde. Că ei, pentru ei se duc acolo, înțelegi? Ei nu se duc să arate 100%. Lumii că, mamă, s-a născut un nou Senna care... Întoarce timpii pe dos. Nu, tu te frate, ești pentru tine. Și tu, în mintea ta acolo, ești Ciroco, în Clio, în Dacia Nova, în orice. Renault Espace. Dar de ce zici Nova? Te gândești la Lucian sau ce? Nu știu, așa mi-a venit mie. Așa? La cine? La Lucian care merge la VTM, zici? Da. Da. Nu mă gândesc așa de departe. Nu. Mă gândeam că m-ai băgat o răutate acolo. Nu, absolut deloc. Nu. Important este, în mintea ta, să fii unde vrei și bă, când ai vrei acolo și... probleme. Ești da. Pe linia dreaptă, ești blanao, blanao, blanao. Te uiți. Bă, mi-am luat semnul acolo la 75 acolo, de metri. Mai las? Mă risc? Ba, mă, că mergi. Sigur mergi. Tu-ți faci planul. Discurile sunt calde, dar încă nu le-am fiert. Anvelopele sunt calde, bine. N-am suprapresiune în frânare. N-am apucat să fac apă în lichidul de frână. Bag. Sigur ține. Mă duc la un 50 de metri. Te-ai pus pe frână la 50 de metri și... Așa, tatăl nostru care și cerul Sfânt să scrie numele tău, Doamne, că vine parapetul ăla spre mine, că nu mă pot uita la el, că era la firea rămasă, lasă-mă în pat, pleacă. Și într-un târziu vezi că hai, care reușesc. Și ți-ai luat
ți-ai atacat virajul și ești zis, gata, timpul pe turul ăsta s-a dus, e în boscheți. Ai făcut școală de pilotaj? Sau... Am făcut o școală de pilotaj la Oceansleben, în Deutschland, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Am pus eu o întrebare. Da, să zicem, da, ai, bun, bravo, e bună întrebare. M-ai întrebat, ți-am răspuns. Mă întrebam de ce am pus. Pentru că... Pentru că circuitul foarte mișto a fost la un moment dat parte din, a fost intrat în circuitul de DTM ăsta, Oceansleben. Oamenii au școală special de pilotaj pe circuit. Okay. Atunci când m-am dat la Bucharest City Challenge, când s-a făcut în locații poporului, da? Așa, ce? Cu nosul în roll cage astăzi. Bravo, mă. Știu tot că auzați. Țin minte, mă, bravo. Da, da, știu. Așa. Am zis, bă, mă duc și eu pregătit acolo. Acolo, Bucharest City Challenge, iar a fost spectacol, pentru că eu m-am dus acolo, eram în, nu ca aș fi acum mai titrat, dar eram nu ca nimeni, eram Nelu Paralelu. Ce, un aparel la televizor atunci? Păi da, mă, dar la motorsport ce făceam eu? Da, da, te știa lumea oricum. Era lumea de pasionat, dar atât. Da, 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 faptul că ești pasionat nu-ți face un timp. Normal. Și m-am dus acolo și au venit să-mi zică piloții, bă, să nu fi, te dai și tu acolo cu noi, dar să nu fi supărat. O să ieși ultimul, dar să nu fii supărat, că noi facem asta în mod profesionist, noi avem echipe de curse, avem experiența. Da, băi, ești nebună. Băi, ești fratele nostru, ești nebun, că eu mă știu cu foarte mulți piloți, că m-am dus, am stat la raliu pe margine la nu știu câte etape. Că, da. Adică eram acolo cu Cricu, cu Relu, cu Horațiu Enescu, cu Cristea când se dădea și eram cu Genu. Și părerul Cladoveanu este. Am filmat, adică, podcast cu Horațiu acum 4 ani de zile și nu l-am postat. Am podcast cu Orațiu Nescu Triste, da? De acum 4 ani. Bun. Și ce n-ai postat, mă, ești din becii? Nu vrea producătorul. Emisiune, dar nu trebuie la producție, emisiune. Era, trebuia să, adică, la începuturile noastre, aveam un format. Aveam un alt format, aha, știi? Înțeles. Și mai trebuia să filmăm și cu mașina lui. Și, n-avea și nu s-a mai filmat, da. Și da, nu s-a mai filmat, dar poate să-l pun așa, e bun. Producătorul tău e perit vechi. Când vorbești în emisiune și zici vacă, trebuie să vezi vacă. Da? Da. Dacă vezi cer, zici cer, vezi cer. Dacă... Dar și când zici motor și n-apare motorul. Zici motor și îți închipui, că dacă n-ai motor, n-ai motor. Asta e, pui o poză. Iar pe asta cu școala, eu am furat. Am avut ocazia să mă sui cu Horațiu mașină de câteva ori. Ce drept, da, mă, meseria se fură cum ar veni. Mă, ce faci cu călcâirile acolo? Când nu, odată nu stai și cu picioarele drepte. Păi, uite-mă că e așa, e. Cât am prins, am prins. Aia. După aia cu Marișca, la fel. După aia cu Leu. După aia, adică, de fiecare dată că m-am suit cu cineva în mașină, am încercat să mai fur ceva. Uh-huh. Norocul a fost că apărând la televizor, m-a băgat lumea în seamă. Tu fiind negru și cu afirmația asta, da, nu o să ce, ia nimeni. Ce afirmație? Stai, n-am prins. De fiecare dată m-am urcat cu cineva în mașină, am vrut să fur câte ceva. Adică, apare mișto la cancan, ca titlu. De fiecare, așa, deci podcastul Cabral. De fiecare dată m-am urcat cât în câte o mașină, am încercat să fur câte ceva. Hai că o reluăm. Hai. De fiecare dată că m-am suit cu cineva în mașină, am furat câte ceva. 100% am furat, adică nu. Bun. Da. Și asta a fost școala. Circuitul a durat câteva zile, școala de la nemți. Adică îmi spui că te-ai dus în Germania și nu ți-au dat aia nimic? Adică n-ai plecat cu niciun plus de acolo, n-ai învățat lucruri? Foarte mult, foarte mult. Iar oamenii sunt efectiv nebuni. Ei sunt pe genul, ai făcut mașina terci, e și asta o experiență pe care tu ai plătit-o în școală. Bine, că eu am fost în același timp cu... Cine am fost, doamne? Că am fost mai mulți. Harero Vampera. Nu, am fost cu Vintila. Tanac, Vintila. Cu Vintila. Vintila cu care ai fost și la Autocroft. Da, și Vintila a făcut mașina terci. Ei. A pierdut-o la un moment dat. Ce și bine a intrat, că n-a făcut-o la noi. A făcut un test acolo, da? Și s-a dus cu spatele direct în parapet, terci, mașina era jumate. Dar... Aia nici n-au clipit. Să fie omul bine, e omul bine, oprim zi, sesiunea, hai să vedem, la, e totul bine, dar hai, continuați. Rezolvăm, noi după. Știi? Aia. Da, gândește-te că, de problemele exemplu, financiare. Cum are Titi poligonul, da. Oamenii făcuseră cumva o investiție puțin mai mare, intrai cu 120 pe zona Macadam, de wood. Macadam? Sau nu, wood? Pe asfaltul, okay. De la Luciosu. Ok. Sprinklere pe toată suprafața. Și tu trebuia să treci cu spatele prin prima poartă, cu botul până a doua poartă, cu spatele până a treia poartă. Da, nu știu. O zi jumate, asta am făcut. Zburau conurile alea să mă bată, mamă. Și ce-am la nemț?
Nu, negri nu... Nu, 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 că ei la glumele astea nu, nu zâmbesc, nu râd. N-am nicio treabă. Da. Uh-huh. Ok. Bine, cum zici tu. După zi jumate, am învățat, am învățat și vintilă, gata, hai, dați drumul, mai departe. Adică, cumva, și baza materială de acolo e făcută de așa natură încât, tati, până când nu stăpânești ceva, nu mergi mai departe. Și te ținem, tu ai plătit. Noi ne-am asumat faptul că tu ești prost. Cât de te prost ținem să aici, lasă, că, până la urmă, te luminăm. Vezi, exact, da? Te luminăm până la urmă. Și asta a fost școala. M-am jucat și cu Porceșteanu, adică cumva i-am prins pe toți demenții ăștia și mi-am aduc aminte cu Marișca, am avut niște cursuri. Bă, dacă nu mă știu, eram cu Len Cruiser pe Macadam și m-am învățat cu Len Cruiser-ul să intru în, asta acum, nu știu, 15 ani, să fac un drift controlat, dar care să mă asigure destulă putere, că mașina, da seama, că n-avea... Uh-huh, uh-huh. Bine, sunt foarte mișto, sunt foarte puternice Land Cruiser-urile astea, sunt niște mașini foarte reușite. El n-are de unde să știe că n-a mers cu V8, că zărare. Nu contează. 90 e Prado, nu e Land Cruiser. Dar lasă că nu intrăm în glume de-astea, mă, grele, nu stau greu. Te-am chemat aici să stau greu. Nu vreau să insist, dar... N-are nicio. Nici nu știe, mă, era un Land Cruiser. Nu, era 100, dar nu vreau să insist foarte. Diesel 4.2, era... avea rezervă de putere niciodată. Uite cum, uite cum presupuneți voi niște prostii acum, doar să vă dați interesanți. Ce... Nici n-avea centralul pus, nici n-avea cum să facă drift. Și la un moment dat cu Bogdan în dreapta, zice, merge mai tare, merge mai tare, mai tare. Merge mai tare, merge mai tare, hai încotro trecere, merge mai tare, merge mai tare. Hai că merge mai tare. Și la un moment dat eram praf peste tot, pietre, haos. Săreau, da. Haos, nenorocire, eu eram tot. Și el zice, aoleu. Eu m-am gândit, bă, aoleu n-a zis până acum. Aoleu și ceva zice, nou. Zice din nou, aoleu. Și văd că pune mâinile să pregătește și mie mi se pare, bă, mă, că sunt în control, ce... Aoleu, ești nebun, aoleu. Ies frumos, prind cumva un pic agăț cu interiorul Apex-ul ăștia. Foarte bine, ieșim alea. Și zic, au fost două aoleu la al treilea, căcat eram. Aoleu, dacă era și al treilea, nu. Da. Păi am stat cu tine în dreapta, înțeleg aoleu. Înțeleg. De ce? Dar așa... de unde vorbele astea, mă? Păi, frate, în dreapta vezi lucrurile altfel, știi? Da, așa, și da. Atunci... Stai corect, da. E... Da. Ai impresia că ăla nu judecă, înțelegi? Ai, băi, nu știu ce e cu tine, curbă, dar nu e bine. Și tu nu pui frână, nu e bine. Eu cred că ar fi trebuit să pui un pic, măcar un pic. Nu, adică, nu, că merge așa. Nu, merge. Și e greu în dreapta, e greu. Merge, și după aia... Meseria de copilot e... Ți-am zis eu că nu merge. Mi-ai zis, dar n-am crezut. Noi avem, de exemplu, un echipă în Bet Petunia și Răzvan Hodea și eu, ceilalți mai puțin, că nu ne-am organizat, facem track taxi. Ok. Și luăm invitați și dăm pe circuit. Super tare. Să vezi cât de mult contează încrederea noastră de la volan. Păi, na. Pentru că Hodea are față de psihopat când se suie în mașină, că în rest e unul foarte mic. Ăla de-n dreapta leșină. Pentru că eu mimez foarte bine normalitatea, oamenii sunt relaxați. Știi? Dar ei nu știu că în momentul în care eu văd parapetul ăla... Băi, cred că asta a fost. Tu nu ești convins. Tatăl nostru care... Știi că ai, în primul rând, ai discurile de pe față, care ajută mult la frânare. Ai discurile... Eu am mai mici pe spate, că șirocul e ușor de spate și dacă blochez spatele nu mă ajută. Și am discuri mai mici pe spate. Pe repartitor, vorba aia. Nu te ajută repartitorul. Pentru că este circuit și în momentul în care dai pe slicuri, merge niște finețuri de care n-ai nevoie. Nu poți să reglezi așa, să țină la limită, să nu blocheze, să nu știu ce. Ce să mai știi cum e finețul ăla, când ești Montoya și... Zic și eu, nu știu. Deci, discuri mari pe față, caliper, 6 pistonașe. Spate, mai discret. Te mai ajută și cutia de viteze, că îi dai downshift pe japcă. Da. Și așa... E DSG? Toate, da. Toate pe casă. Și rezistă? 4 sezoane. Da, făcută de Grecu. A trecut pe la Grecu frumos, pam, 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 uite-o. Motorul, 3 sezoane, schimb de ulei la fiecare etapă, normal, totul lichid, scos, schimbat, desigur, de la Ravenol. Nu ucide, mă, bază că ți-te încă. Să tăiem asta la... Da, mă, nu tăiem. Pentru noi foarte bun Ravenol. Nu deschid discuția. Nu deschid discuția. Merge.
Bun. Deci așa, așa? Schimbăm lichidele, da? Lichide fiecare, toate... Fost, după fiecare cursă? Sau? După fiecare cursă. Schimba okay. Tot, da, tot afară, schimba totul frumos. Nu mai zic nimic. Să n-aud. Chiar am vrut să zic, să dar nu mai zic. Știu că... Așa? Același motor. Nici nu s-a exagerat cu el. Trei sezoane. Și ce putere are acum? 300. 300. Sunt... Acolo. 200, 300. Mm-hmm. Mai mult, mai puțin, mai pe acolo. Pe acolo. Nu e... Sigur că la, sunt build-uri la 2 litri ăsta de 450 de cai. Dopul, dacă îi zici vreau putere, face putere. Grecul, dacă îi zici vreau putere, face putere. De-aia n-am vrut să o duc, să mă duc la îmbălării, mm-hmm. nu știu ce categorie de concurs odată și în al doilea rând și riscul să facă cabum. E mult mai mare când pleci la 210 în 400. Da. Și nu vreau, eu vreau să mă distrez, am copii, vor papa, vor Lego, vor de-astea. Da. Nu da. Mă arunc la banii aia. Da. E... De și ce? Da, da. Așa, zi. Nu mai știu ce. Ziceai că e decent cu 300 de cai și da, că da, mașina merge, e modificată și că da. De-aia rezistă și că o ai de 400 de. Nu m-ai întrebat tu de așa. Și așa, și așa. Așa, că ziceam că frânarea, că mă, da. Bă, mai strică și gluma. Și cu, da. Discuri față, discuri spate, cutie și tatăl nostru. Asta la frânare e. Ajută foarte mult. Dar nu te-ai învățat și tu că pe circuitul ăla te-ai dat de mai multe ori, mă gândesc, în trei sezoane. N-ai învățat și tu unde îți spune frână, dar stai așa tot timpul cu emoții, adică... Păi, nu? Bă, stai, pentru că tot timpul încerci să frânezi mai... Ți-ai îmbunătățit timpul de la an la an, întotdeauna, doare? Întotdeauna. Da? Întotdeauna. De la o etapă la alta. Băi, nebun. Întotdeauna. Nu există, dar nu există. Mă lăsam. Tu mai știu pe un băiat care... La... Stai, sunt două chestii. Da. Poate am fost extrem de slab și acum sunt doar slab, sau poate am fost bunicel și acum sunt ceva mai bun. Da, doamne, n-a zis nimeni că bază recordul circuitului, nu. Eu te-am întrebat dacă tu ești mai bun de la da, an da, da, an da, da, sau da, de la participare. N-am avut două etape succesive, n-am avut două etape de-a lungul anilor. În ce clasă ești tu cu mașina? Că oamenii se vor uita. Sunt la Supersport acum, am mandat la Tuned. Ok. Vreo 2 ani, cred. Care e cel mai bun timp al tău la Tuned? Nu le știu toate. Nu le știu, ok. Sunt la Rotac pe site, le găsim oare? Întotdeauna. Da? Da, da, da. Ok. Da, da, da. Da, nu, întrebam că probabil mai sunt oameni care merg la motorpark. Poate au și Scirocco. Și Motor Park și Mureș Ring, da, că noi ne dăm și acolo. Și vor să se compare cu Cabral. Zic, bă, na, scoate, na, 2.04, nu eu am scos 2 și 3, sau nu știu. Mă, cred că sunt la 1.4. Dă-mă, ia, dă-mă unde ăsta, dă-mă un telefon. Sunt la 1... Ce să-ți dau, internet? Dacă zici 1.4 și ceva... 1.47, cred. N-are, mă, cum. 1.60? Ce 1.60, mă? Cum 1.60? Băi, nene, ăsta e prietenul tău, mă? Nu, e, tu l-ai chemat și ai dat și bani. Băi, nene, 1.60? Nu știu, frate. 1.60? Băi, nene, băi, mă, băi, frățiorul meu. Stați-mă un pic. La clasament găsim? Nu, e că te vizi greșit, e la 1 minut și 3 zile. Probabil. Bine, Dobrescu, care nu știe pe ce parte să se ia mașină. E dână în fumă la el. Păi scot aia 1.4, mă, cu radicalul. El scoate, eu am scos că 2 și 15, nu? 2 și 15, el scoate, uite, 100 de off-road, 47 V8 chiar. Nu e al meu, dar îl știu din oraș. Uite, mă, cu Clio aveam 1.59 și eram la... 59, da? La cu Clio. Da. 1.60, ce prost sunteți amândoi. 1.59, frate. Deci 1.59 cu Clio de sport. Pac, 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 pac. Și cu Scirocco scoate 1.46.7, am vrut să zic. 1.46.7. Și acum l-am luat, nu știu dacă e cel mai bun. Și pe ce? Pe Transilvania Motoring. Păi vezi, stai un pic. Eu chiar te-am lăudat aici la 1.47. E 1.53. 1.55. Nu știu, bă, că am luat-o pe ani. Nu contează, intrați Transilvania pe site. Motoring 1.44. Intrați pe site la Rotac și găsiți timpii lui Cabral de la Motor Park. Ce? Nici nu contează, frate, nu te-am chemat aici să te punem nu, în ipostază. Nu, mă, dar n-aș de atunci că n-am păsări de asta. Era, nu, discuția era pur și simplu pentru oamenii care ne urmăresc și care merg la circuit și care vor să vadă cum merge Cabral versus cum merg ei. Habar n-am, sau cum merge Scirocco. Uite, anul trecut m-am dat ce suspensie pe Scirocco are? Tea Technics. Nu mă știu ce am acum pe ea. E că numai Tea Technics merge bine cu Ravenul. Adică n-ar... Ce, mă? Te? Da, nu. Vorbeam cu voce tare. Ce n-am auzit. Nu, nici nu contează. Bucur. Nici nu contează, frate. Îți trebuie ochelariți? Ochelariți? Da. Da, trebuie, păi, port. Eu sunt la plus 0.5. Mamă. Și telefonul ăsta e de la vechi și nu se vede cum trebuie.
Dacă iPhone 13 e vechi, atâta ne-am primit la tax aici la ăștia. N-avem bugete mai mari. Încă n-am terminat creditul. Nu știu cum e la Pro, ce telefon, nu știu ce firmă, dar la noi doar iPhone 13 s-a putut. Așa e la noi. Da. E greu. Nu vă înțeleg. Zi-mă, știi ce suspensie ai sau nu? Nu, mă, am schimbat până acum de pe Rocco 4 suspensii. Ok. Am schimbat până acum 3 setup-uri de bucși de poliuretan. Am schimbat 5 rețete de frâne cu tocul, zic, cu circuite, cu toate alea. Nu mai știu nici ce plăcuțe am. Că am încercat toate variantele posibile până am ajuns la setup-ul ăsta. Niciodată nu m-am ambiționat să le țin minte ca să demonstrez. Doamne ferește, nu, eu doar te-am întrebat. Adică plus că nu, mai e o fază. Nici mă așteptam să știi. În momentul în care mă încep să povestești ce ai ales tu, se găsește altul să zică, păi da, mă, da, dacă spuneai de-alea, lasă nebunule, cum mă descurc eu cu ce am, fără să ne avem o polemică pe povestea asta. Aici e vorba de percepții. E ca la off-road, că uite, acum schimbăm rubrica de la circuit la overlanding și off-road. E ca la off-road când oamenii zic, cum e mă acolo? Cum e acolo unde ai fost tu? Lejer, da, mă, frate. Corect, da. Lejer, da. Te cu duci, ce-ai fost? Cu Toyota, dar n-are, te duci cu Duster. Și se duce omul. Și se rupe în două. Am rupt mașina, mi-au sărit copiii din mașină. Extremul meu nu e extremul tău? Da, corect. Mi se pare mie, e foarte greu că e vorba de percepție. Știi care e faza? În momentul în care ieșim pe circuit, eu am auzit inclusiv oameni care îmi explicau mie că în momentul în care mergi prin oraș cu mașina, e mai greu pentru mașină decât să meargă pe circuit. Și momentul ăla, ce discuție să mai am eu cu tine? Cum să mă cert eu cu tine pe subiectul ăla? Așa e, mâncăiaș. Iartă-mă pe eu. Când, nu, adică avem discuții degeaba, ne certăm pe subiecte care, sigur, pe unul dintre noi... Eu intru în prostia lor și o să-i convinc că nu e ca ei. Știu, păi da, tu ești ăla care largă lumea cu telefonul pe trafic, nu te știu pe tine. Tu ești mai matur și... Am avut și eu un caz de ăsta. Două cazuri am avut. Și amândouă au fost cu Silvia, în care oamenii au venit la mine și unul mi-a zis, de ce ți-ai luat Silvia? Și am zis, bă, sunt sărac. Cum adică tu ești sărac? Păi da, mă, sunt sărac. Zic, eu am vrut o mașină care să fie turbo de fabrică, să nu fac eu turbo, că e complicat, se strică, bani mulți, n-am, sunt sărac. Și atunci îmi trebuie una turbo de fabrică și cu propulsie sau tracțiune spate, sau cum vreți voi să-i ziceți, da? Deci să fie spate și să fie turbo de fabrică și se închide cercul foarte repede, că tu dacă stai să te gândești, zici, mamă, găsesc pe toate drumurile. Nu! Sunt puține mașini care intră în... Și el mi-a zis atunci, tu de ce nu ți-ai luat BMW? Parapam. Păi zic, BMW nu există turbo de fabrică spate. Cum? Există un 8S. Și atunci a zis, bine, salut. Deci aia a fost un caz când am zis, n-are rost. Bă, da, omul a avut dreptate. E prea departe omul. Bă, era un 8S. Da, eu era... E turbo? Nu. E spate? E spate, dar turbo nu e. Mă rog, poți să-i pui. Detalii. Ce-s detaliile? Un filtru de aer de la turbo și gata. Al doilea băiat care a venit în benzinăria, OMV eram, că eu alimentez numai de la OMV și nu fac caterincă. Așa e făcut softul pe benzină de asta. Și alimentam... Deci l-am clipit, ai observat? Am văzut. Și mie îmi clipește un ochi de când ai venit. Dar... Se zbate ăsta. Dreptul? Da, e de bine. E de bine? E de bine, da. Și... O să faci dragoste. Bine, și... Da, mă, și eram un OMV și am băgat benzină și mă duceam spre intrare să plătesc și un... Dar nu a fost atunci când ai băgat motorină în loc de benzină. Ăla-i Marius, mă confunzi. Care a băgat benzină în loc de motorină. Că el s-a uitat la preț, știi? Marius e cu prețurile și când a văzut mai ieftin a zis, pasta, da, asta, băi, ce are? Ce mă, dacă asta nu merge? Nu, și să ieftin motorină la ăștia. Plinul, vă rog. Mai ai și două bidoane, așa. Și era un OMV? Da, era un OMV și băiatul a venit și eu acum m-a întrebat, salut, e de curse? Și zic, nu e, am făcut-o așa că îmi place mie, zic, nu e de curs. E diesel? Și atunci am zis, am plecat, înțelegi? Am plecat și am zis, după aia stăteam și mă gândeam, zic, bă, eu cred că copilul n-avea nicio treabă cu mașinile, n-avea efectiv nicio treabă. I-a plăcut culoarea. Și a zis, hai să intru și eu în vorbă cu nenea ăsta. Și n-a știut ce să întrebe. Și a întrebat și el ceva. Fără logic. Da. Dar iarăși a fost al doilea care am zis, e prea departe ca să mă apuc de el. Îmi ia două, trei zile și se poate să le iau acasă. Și cred că ăsta mă înfrânge. Da, trebuie să le iau acasă. Și nu, am treabă. Am deja copii.
cum ai ajuns la experiența de off-road overlanding? Cum ai descoperit asta? Noi am mai făcut off-road de-a lungul timpului, cu fel de fel de găști. E o gașcă foarte șmecheră și de demenți și da, foarte cum mișto. Ai descoperit la Vatra tu? Dornei, da, okay. Cu care am fost. Adică, dar așa, la lung susținut, cu voi. Lasă-mă, cum ai descoperit? Cum ai ajuns să fii într-o mașină care merge pe munte? Am reușit o frânare și am ieșit afară. Ce nebun ești. Și așa m-am dus mult și aia a fost. Aia a fost. Și ai zis, iau ce mișto e să vede cerul. În momentul în care poți învăța ceva nou, trebuie să fii tâmpit să nu încerci. Bă, sunt oameni care zic nu, din start. Eu vorbesc de mine acum, exclusiv. Eu trebuie să fiu, eu consider că aș fi tâmpit să nu încerc. În momentul în care am zis, bă, hai pe circuit, să văd ce facem pe circuit. Deja, uite, am 4 ani de circuit susținut, mă rog, anul trecut mai... Foarte slab, dar asta este. Atât s-a putut. Atât s-a putut că am muncit, dar o experiență foarte mișto de la care am învățat foarte multe. Și pe mine mă bucură ideea, poate că doar mă răsfăț, mă bucură ideea că de-a lungul anilor am mai învățat una alta. Și bă, dacă da, la un moment dat pe stradă înveți, se întâmplă ceva, poate că experiența aia de a-mi pe circuit, poate mă scoate din vrobelea. Poate, nu știu, zic, Doamne ajută. Se poate, da. Eu sper să n-am nevoie, dar dacă am nevoie, cine știe? Da. La fel, în tot ce a însemnat... Eu am avut norocul să apar la televizor și atunci, hai la Porsche Experience cu mâna ta. În Turcia, hai la Audi Experience în Norvecia. Întrebarea era că și eu... Nu, că asta tot circuit, asta tot sunt alea pe asfalt. Asfalt. Okay, okay. Și la fel, în momentul că ești cu o mașină de 700 de cai pe circuit și poți să o faci terci, dar tu mergi cât știi tu de tare, fără să o faci terci, bă, mai vezi ceva și de acolo. În momentul în care te duci, dacă ți-aș aminte, făcea Vardie campion 4x4. Dan, domnul. Da. Dan, Vardie, domnul. Da, mă, Dan. Făcea Dan campion 4x4 și mi-a zis, hai în juriu. Mi-a zis, băi nene, nu mă pricep. Eu vin și eu acolo, să văd și eu cum e cu mașină cu alea. Dar nu pot să intru în juriu. Și da, mă, experiență. Da, am experiență la mașini și sunt foarte pasionat. Și sigur că pot compara la nivelul meu de experiență două mașini între ele. Dar mai bine bagă unul care are experiență mai mare în off-road. Care să știi cum e, nu neapărat să fie o autoritate, dar să aibă în spate un bagaj. Da. Și eu m-am dus acolo la mai multe campioni 4x4 și am acumulat experiență. Uh-huh. Știi? Dar iar, eu nu mă dau rotund în nimic din zona de mașini, pentru că unul... Sunt conștient că tot timpul m-am învățat și doi, n-am în fața cui să mă dau rotundă. Să-ți explic eu ție, vai ce șmecheri sunt și după aia tu să-mi zici mie și pe alea. Nu, și pe circuit, dacă stăm noi la o bere, ți-i explic, mamă, cum iau virajul, nu-l ia nimeni. În capul meu așa e, mamă, ce... Okay. Dar așa să ies în public să povestesc că aia în orb de stânga de la Mureș Ring îmi place la nebunie și eu acolo sunt blană și mamă ce mișto... Adică ce mișto sunt? Nu, ce mișto e virajul, povestesc. Deci cumva încerc să zic că și nu vreau, eu nu cred că sunt ultimul fraier. Eu chiar sunt mișto. Păi Dobrescule, nu te uita așa. Tu ai văzut ce trecere pe am făcut la comandă anul trecut? Tu ai văzut? Fără probleme. Dobrescule, cred că pe Facebook. S-a culcat. Trezește-te, un wake up. Nu intra roșie pe lângă. Nu intra roșie lângă neagră. Ți-ar producătorul de râs să-ți fie certând. Atât s-a putut ferește, la bani ăștia. Ceva, băi, nene. De la început, cred că nu s-a auzit nimic. Podcastul ăsta vorbești doar tu. Da, mă, nu asta e ideea. Deci, cumva, acum cu voi, e și gașca potrivită. Pentru că eu sunt foarte sensibil, ca toți ăia din Berceni. Și asta ăștia urși sunt sensibili. Nu, dar în momentul în care ajungem... La de la 150 de kg începe sensibilitatea. De dulceață. Dulceață. 150 de kg de dulceață. Da. În momentul în care ajung pe undeva în off-road și e vreun gherțău care începe să dea șpanete, să smulgă arbuști pe acolo, să facă covorul de pe jos terci, să dea cu bulbarul în copaci, eu mă întorc pe călcâi și plec acasă. Ești de asta cu natura, nu? Păi sunt odată că cu natura, dar sunt cu respectul față de orice, și de oameni, și de natură, și de gașca voastră, din care fac și eu acum parte. Gașca noastră. Gașca noastră. N-a avut nici măcar o dată o ieșire de genul ăsta. Păi mai mergem mult, doar pe urme, mă, frate. Lasă-mă, așa nu vorbesc de urme. Știi foarte bine ce vorbesc. Ce zici. Da, când gașca se ajunge într-un loc, în primul rând strânge gunoiul altora. Asta ține de om. Și atunci, și om, în momentul în care am cadrul ăsta frumos organizat, normal că trag și eu să ies și îmi pun boscheți. Mm-hmm. Mai la o zăpadă până la piept, mai la un noroi, mai la o... Normal că... Și uite, acum am ajuns de la mașină de om normal, am ajuns să mă uit după TJ-ul. Uite-te și tu ce mi-a făcut. Nu e bine asta. Nu e, mă, bine. Băi, nu e bine. Băi, eu zic,
Eu ți-am mai zis. Eu zic. Eu aflu în premieră. Tu afli în premieră, da, aici, în podcast. Eu că... poi mâine... Păi da, mă, dar nu, el are rulotă, mă, frate. Eu poi mâine, mă duc la Călăraș. Mă, vin și eu. Să văd TJ-ul. Poi mâine? Poi. Pot. Paule, când mergem? Vineri? Mâine? Joi nu pot, da. Dar vineri pot. Vine. Facem episod. Mergem. Nu. Vii, da, mă, mergem, mergi și eu. Băi, nene, dacă mă las să iau o tigaie, eu? Ascultă-mă pe mine. Păi, trebuie să te las, că să scap la un moment dat. Adică, la... Uite, o să spun acum Paul, ceva. Adică, lumea are impresia că tu ești un om nechipzuit și care se aruncă o cap înainte. Chiar pe ei și mare. Sunt vreo 8 luni. Chema, eu nu mă arunc, mă trage el. Sunt vreo 8 luni de când încerc să-mi iau o mașină de off-road și asta nu mă las. Și am zis, uite ce am găsit alea, un căcat, o mizerie, n-ai nevoie de așa ceva. Nu, efectiv n-ai nevoie. Uite aia la alta, nu, și aia. Uite, am găsit un Land Cruiser. Dacă este mai ieftin de 20.000, ajungi cu el la 25.000 băgați degeaba. Uite la mine, nu din nicio zi fără. Știți hashtag-ul. Din păcate, da. După aia, mi-am găsit un Grand Cherokee. Un ce? Eu vin, eu îi dau foc. Dacă tu ți-ai aia, pun toporul pe el, drujba, dinamită, tnt. Da, mă, trebuie să-ți iei o mașină care să fie nimic. Cea mai ok pentru nevoile tale și pentru timpul după tău. După aia mi-a zis, domne, uite, Touaregul din anul ăla, 2006-2007, cu blocantul ăla, cu cutia aia, cu suspensia aia, e bombă. Mi-am găsit unul, mi-am zis, kilometri prea mulți, pare neîngrijit, are ceva cu pompele. Am găsit altul. Nu e, mă, ăla, da, uite-te la el, se vede pe el că a fost, nu e ce trebuie, ce să mai, nu e ce trebuie. Mai scumpe, mai scumpe. Și acum am ajuns la TJ-ul. Am ajuns la TJ-ul, explică-le oamenilor că ai ajuns la TJ-ul prin niște considerente, că tu îl cumperi cu tot cu reparații, adică omul care ți-l vinde, adică Paul, ți-l vinde și ți-l și repară. Adică când se strică, Paul se ocupă cu banii tăi. Contracost. Adică oamenii trebuie să înțeleagă din chestia asta că atunci când îți cumperi o mașină, trebuie să fii sigur, să-ți asumi, dar să fii sigur că ai și unde să o repari. Că dacă eu mă apuc să-mi iau un Dodge sau să-mi iau un Chevrolet, sau eu nu cunosc oameni care repară Chevrolet. Na, corect. Și atunci trebuie să caut. Bine, iar dai din colț în colț telefoane, știi, complicat. Pe cineva. Na, corect, și atunci e bine corect. Să ai unde să repari. Da. Dacă da. Să repari, să, măcar să faci revizii, măcar să faci lucruri. De revizii nu e problemă, că mi le fac singur. Ce? E lumina geam? Băi, din poze... Are niște poze făcute de unul Dobrescu, cu mașina e foarte frumoasă. Bă, este, da, da. Dar asta cineva poze atât de o zi? Da, prostovane. Nu s-a venit să stă deloc. Da, bine, să nu-ți închipui că mi-a dat ceva. Stai să o să caut pe harduri. Poze nu, niciodată. Gata, dacă vei de la mare, revedere. Jale. La capitolul Arhivă. La capitolul Arhivă stăm foarte prost. Dar nu vreau să comentez. Păi asta zic, stăm foarte prost. Noi avem toată arhiva, dar nu știm unde. Asta e o... Oh my God. Mie mi se pare cumva foarte mișto de la ce s-a plecat și la ce s-a ajuns. Că s-a plecat de la o sălbăticeală, de la un Robin Hoodism, mamă ce expresie am azi, și s-a ajuns la rotac, la drift, da, mă, da. La drag, la drag niște chestii foarte bine organizate de niște pasionați care sunt din lumea asta. Asta adică e foarte important. N-au apărut niște băieți care ai zis, ce-ar fi să facem asta? Da. Nu, tati, ăia-s băieții, ăia-s oamenii. Asta e foarte important, că au fost acolo, se știu cu ăia care participă. Și discuția, în momentul în care eu ajung cu mașina, uite, la rotac, de exemplu, nu intri în concurs fără examen tehnic, fără să se apuce cineva să-ți tragă de toate alea de la mașină să vadă că ești întreg la cap. Asta o face unul care știe că pe capăt de linie dreaptă, dacă a făcut pivotul, se aud îngerii. Se aud că e un canal acolo în capăt. Dar asta e altă discuție. Da, e bine că s-a întâmplat asta. Îmi pare rău că pe parcursul ăsta au fost niște oameni care n-au înțeles, că au fost mulți care n-au înțeles valul și au renunțat. Adică au zis, pe mine m-au acuzat prietenii mei că eu fac anumite evenimente și îmi bat joc și ei nu mai vin că s-au supărat pentru că n-au respectat o regulă care era scrisă de la început și ei nu mai vin la eveniment ca să nu mă mai ajute să... Te-ai ieșit spurcăciune. Sunt șit, da. Dar oamenii nu înțeleg. Ei nu înțeleg că tu faci lucrul respectiv ca ei se simtă bine, înțelegi? Ca ei se distreze. Tu muncești, îți asumi niște lucruri. Haideți să o luăm invers. Da.
Băieții de la băieții de la drift, băieții de la rotac, băieții de la sunt toți pe minus la bani. Hai să o spun, băi, haide că domn, știi care e faza? Stai un pic pe minus. Nu pe minus, eu nu mă refer pe minus. Doar că procentul ăla de câștig e atât de mic, că e minus. Încât un tu banii ăia îi faci pentru un efort, 10% din efortul ăla. Asta, păi e minus, tatele. Despre asta este vorba. Da. Oamenii au așteptări și sunt tari în gură și sunt agresivi în condițiile care, bă, tu ți-ai luat 100.000 de la evenimentul ăla, 100.000 de ce, mă, de palme după ceafă. Da, oamenii trebuie să înțeleagă că oamenii ăștia care organizează din pasiune, organizează din pasiune și nu vin alții, pentru că ăia, alții care ar putea să vină, trag linie și zic câți bani ies. Nu merită, mă. Păi ies 3.000 de euro. Păi nu merită, mă, frate, că eu muncesc pentru aia 3.000 de euro și îmi dau... Adică eu am făcut eveniment, Motul, Motorsport Event, făcut la Mall Constanța, la supermarketul ăla din Constanța, unde în timpul circuitului, adică în timpul cursei, unde oamenii mergeau contratimp, time attack, aveam trecere de pietoni. Și eu eram MC. Aveam trecere de pietoni. Cu pietoni? Da. Pentru că oamenii care mergeau la mall n-aveau cum să intre în mall decât pe acea trecere de pietoni, unde era startul. Iar eu, fiind MC la eveniment, stăteam la trecerea de pietoni, comentam ce se întâmplă pe circuit și când știam eu că e mașina departe, dădeam drumul la pietoni. Înțelegi? Și am zis băiatului care a organizat, i-am zis, bă, frate, tu ești sănătos la cap? Adică eu înțeleg că îți dorești atât de tare să facem un eveniment, să facem un eveniment că îți place și că, știi? Dar tu spui curul la bătaie, ești nebun? Adică băi, nene, voi spui curul nebun, la bătaie? Da, 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 am avut eveniment cu trecere pieton. Cu trecere pieton, da. Că asta era posibilitatea. Doamne ferește, da, așa ceva. Și asta spun că sunt niște oameni care își doresc atât de tare să facă niște lucruri în care nu ies bani, înțelegi? Și riscă pielea, frate, că tu dai cu subsemnatul acolo. Păi, stai un pic, lasă că trecere de pietoni. Dacă unul dintre băieții care se dădeau avea o explozie, avea o tură la un braț, aveau ceva, săreau în boscheți, primul care dă declarații nu era el, erai tu. Bineînțeles. Că eu am avut o pentru marele profit de 200 de euro. Am avut o discuție de asta cu domnul de la Poliția Rutieră, care în momentul în care am făcut un eveniment, și așa e norocul meu, într-un câmp pustiu în care nu era nimic, era un bloc vis-a-vis de locația respectivă, am zis, băi, eu vreau să nu primesc amendă pentru disturbarea liniștii publice, că nu am bani să o plătesc, nu rentează să fac chestia asta, corect, da? Și atunci dau o hârtie la primărie și la poliție. Te norocit. Da. În care primăria și poliția să-mi spună un interval orar de 20 de minute în cele 24 de ore, când eu pot să disturb liniștea. Nu există. Deci nu există. Deci dacă sunt concerte în România, sunt ilegale. Dacă este VTM la Poiană, ilegal. Dacă, deci, bun, asta o dată. Deci noi nu putem disturba liniștea publică în niciun interval orar. Nu e cum scrie acolo. Mă disturbă, folosirea disturbă. Deranj. Da, deranjăm. Deci nu s-a putut intervalul orar. După care m-a chemat domnul de la Poliția Rutieră și mi-a zis, ce faci tu acolo? Păi fac un eveniment. Ce se întâmplă? Se învârte haiul. Păi de ce se învârte haiul? Păi ca să vină presa. Că dacă vine presa, ajung vedetă, peste 15 ani, Lampă Cabral la... Asta este un plan, să știi, tu faci parte dintr-un plan de acum 15 ani. Așa, da. Te cași pe el de plan. Da, da, nu prea mi-ești. Așa, și zic, dacă vine presa, facem sponsori, toată lumea fericită. Adică eu, în idealul meu, credeam că o să am atât de mulți sponsori încât oamenii care participă la evenimente nu o să mai plătească intrarea și totul să fie plătit de sponsori. Să fie frumos. Noi suntem, suntem optimiști. Așa credeam eu, nu mai cred. Și atunci când ne însurăm, credem că o să facem dragoste multă. Da, multă. Bun. Și m-am dus la Poliția Rutieră, care mi-a zis, ce faci acolo? Păi zic, uite, se învârte ăla, adică hai, nu, băiat, e, mic, nu mișto, e viteză, nu, pe loc, burnout, un pic, ca să filmeze ăla. Ai pornit motorul, te-ai norocit. Și mi-a zis, bine, ok, nicio problemă, ai dale de beton și la 5 metri de dalele de beton ai dale de plastic și după aia ai garduri? Nu. Nu te autorizez. Știi evenimentul de drift de la Casa Poporului? Eu l-am oprit. De ce? N-aveau dale de garduri și de... Eu înțeleg, dar... în sfârșit, din punctul meu de vedere, mi se pare că ai adus un plus societății, dar nu contează. Bun, nu am dale de beton. Nu te autorizez. Evenimentul e mâine, adică... Ai problema ta. Nu te autorizez. Bun, și ce se întâmplă dacă nu mă autorizez? Păi dacă moare cineva, tu ești responsabil. Ok, bun. Și dacă mă autorizez și moare cineva, cine e responsabil? Totul. Nu. Da, în fața judecătorului este... Știi? Ai făcut ceva să previi sau n-ai făcut? Și acum eu mă întreb, cum stau spectatorii pe Poiană?
cum stau? Că n-au dale de beton și nici de așa și nici garduri. Totul este într-o zonă gri. Totul e într-o zonă. Totul e într-o zonă gri. Dar să știi că într-un fel eu înțeleg și poliția. Și eu înțeleg. Că e un cadru legal care îl pune pe el într-o situație de care n-are nevoie. Corect. Da, ei mi-au trimis un radar acolo în față. Mi-au trimis un radar în față. Iarăși lucru pe care l-am luat preventiv. Adică radarul se montează în zone cu risc mare de accident. Oamenii au înțeles ideea, bă, vin unii cu mașini pasionați, e clar. Trimitem un radar acolo ca să nu existe pericolul să se întâmple ceva. Și foarte bine au făcut, pentru că toți oamenii știind că acolo e un radar, au circulat mega ok, știi? Deci n-am luat-o ca pe o, știi? M-au trimis radarul poate să... Poate te prind, poate marde. Da, nu. Am luat-o ca pe o prevenire, lucru care e foarte bun din partea poliției, dar asta zic, dacă la mine vii și îmi ceri anumite chestii de nomenclatură, cer-le peste tot, nu? De ce văd evenimente organizate unde, știi, se întâmplă și tot timpul fiecare își asumă niște riscuri. Păi da, dar nu prea își asumă, că am avut discuția asta cu niște oameni care participă cu competițiile astea și mi-au zis foarte clar, am zis, hai, vreau eu să organizez eu VTM, să vă arăt eu cum se face treaba, nu așa, vă arăt eu cum se face treaba, nu poți. De ce nu pot? Nu poți, că n-ai pilele care îți trebuie ca să... Știi? Da, mă rog, asta e o discuție care mă depășește. Uite, o chestie nouă, la sfârșitul anului trecut. Da. Știi, cu urarul? Că s-a schimbat. Mașinile care sunt legitimate la cluburi auto, cluburi sportive auto și intră în competiții, pot trece rarul cu modificările pe care le au. Se înmatriculează ca mașini de competiții, nu? Da. Dacă respectă. Dar nu mai e dosarul ăla care se făcea. Da, tot trebuie să respecte o fișă. Nu. Nu? Se respectă fișa, cum se zice, respectă lista de modificări pe care... O dă frasul? Nu, pe care le are mașina. Ok, așa. Acum lucrează la normă. Iar e o chestie foarte importantă. Este o chestie foarte importantă, da. E mare pentru Dar că... Dar eu nu cred că va fi așa simplu, pentru că suntem în România și în România nimic nu e simplu, înțelegi? Până acum mașinile se puteau transforma în mașini de competiții în urma unei fișe tehnice care e complet depășită. Păi cum? Fișa aia tehnică se face conform unei rețete. Da. Rețeta respectivă trebuie să respecte niște standarde, care standardele nu se pupă, de exemplu, fișa tehnică pe care o avea Clio-ul meu de competiție cu Rotacu. Că eram între clase. Eu mă refer la elementele de siguranță, de exemplu, roll cage, scaune, trebuie să fie omologate, centuri, stingător automat. Asta e bine. Și asta zic, la asta mă refer. Roll cage o să fie dințeavă trasă de cromolim, cu grosimea de nu știu cât, cât în carne. Adică la asta mă refer. Asta e foarte cred bine. Cred că o să trebuiască să respecte iarăși mașinile. Da, asta e normal. Asta dacă e, eu mi-am făcut roll cage la Gică, că așa mi-a plăcut mie, nu cred că trece mașina. Dând cornier de la Hornbach, e normal să nu trec. Dar s-a simplificat treaba, adică e mai ușoară. Pentru cei care sunt afiliați la cluburi sportive și participă cu mașinile la off-road sau la drift sau la... La ciofii. Așa, le pot înmatricula ca mașini de competiții, dar eu sunt ferm convins că în scurt timp nu vei mai putea circula cu ele pe stradă cu ușurința cu care o faci azi. Pentru că, și ușurința de astăzi este de fapt tot ilegalitate, că dacă te oprește nu om, face nimic. Nu-ți ia tolă, nu. Nu-ți ia. Dacă ai alte rosuri... Dacă ai mașină de competiții, nu-ți ia. Nu ți-a, că ai totul acolo omologat. A, dacă ai mașină de competiție omologată ca în talon, mașină de competiție și înmatriculată ca mașină de competiție. Și acum tu, de exemplu, Scirocco, dacă îl înmatriculezi ca mașină de competiție, poți să circul cu ea zi de zi pe stradă. Trebuie să fiu nebun, așa vreau eu, că sunt nebun. Da, da. Dar, eu spun, se va da o lege în care o să zică, circul doar la teste, doar pe circuit și doar ceea când ai competiție. Ceea ce e corect. Cel puțin în cazul ăsta. În alte cazuri, nu știu, fiecare cu speța lui. Mi-aș fi luat o mașină de afară să o fac de competiții. Ca să păi eu v-am bătut și am în 12 pe tine și pe Dobrescu, v-am bătut de mai multe ori la cap să veniți la Rotax, să vă luați o coajă, ceva, orice, vă dați la street. Avem un proiect acum, să vedem. Păi orice. Da, știu. Luați-vă o mașină și haideți la joacă. Da, știu. Și îți garantează fratele tău de culoare din sudul Bucureștiului că este mega distracție. Cred, adică. Păi îți garantez. Cred. Deci gândește că noi am pornit Bet Petunia cu doi oameni și am ajuns să fim 6 acum. În echipă și primim cereri de... numele atrage. Primim... Numele atrage mult. Da, poți să o pupi în curpă pe Tunie. Mai am întrebările și îl dăm afară. Hai. Bine, hai și cu întrebările acum. Da, așa. Deci zi-mi cu... E foarte tare la curs. Nu, da, este foarte tare la curs. Sunt de acord. Înscriere în echipă. În continuu. Refuzăm că deja
Mai aveți loc sau care-i treaba? Efortul echipei e ăsta care este. Pentru că noi avem și sponsori. Aici era cumva... iarăși o discuție. Vreau să avem despre sponsori și despre cum se întâmplă până lucrurile la noi. Nu să facem treaba asta. Prin prisma ta. Nu? Nu știu prin prisma. Mă gândesc, adică eu așa mă gândesc. Pe cum știi că ești acolo în echipă? Noi a reușit echipa asta să susținem bună parte din cheltuieli prin sponsori. Bun, și avem anvelope.ro, avem Ravenol, avem ca sponsor principal Fan Courier și cumva oamenii au venit alături de noi pentru că li s-a părut că și reușim niște chestii. Faptul că mai e pe mine în echipă te ajută. Ai expunere, stai. Te ajută cât timp echipa aia face ceva. Și aici nu mă refer neapărat la rezultate sportive, dar și la astea, ci mă refer la expunerea pe care tu ai putea să o produci. Că expunerea... Băi, imbecilule, ascultă-mă, da. Că expunerea nu vine așa oricum. Faptul că tu apari la televizor și zic nu știu ce imbecilitate, nu impresionează pe nimeni. Dacă eu vin împreună cu echipa și facem ceva mișto, oamenii se uită. Dacă noi venim cu un produs, că e foto, că e video, că e audio-video, că e ce-o fi el, și e mișto, oamenii urmăresc. Și atunci contează. Altfel, ești tu la televizor, mă doar, uite, aici mă doare la cot. Și e și normal să fie așa. Trebuie să omul care te urmărește trebuie și asta știi la fel de bine ca și mine. Trebuie să primească ceva dacă se uită la tine. Și atunci noi am reușit până echipă să producem conținut, să atragem atenția făcând chestii. Ce râzi? Râdeam, dăm întrebare. Hai, zi. Ești pregătit? Da, nu știu. Sunt mai mult de 100. Alea cu românii și așa ți-le, adică să nu crezi că spun toate întrebările. Te mai scutesc. Mulțumesc, te mai scutesc. Prima întrebare. Și nu glumesc. E chiar e prima întrebare. Când îmi dă chargerul înapoi? Nu glumesc. Păi, ăsta e mânță. Ăsta e nesimțit, i-am dat ăla înapoi în punga, a ieșit cu câinele ăla lui, care e singurul lucru frumos în viața lui, câinele ăla. Asta, dacă ăla e frumos... Păi asta ai... zic, ai prins ideea. Acolo la el, în cartierul ăla de securiști bătrâni și i-am dat într-o pungă albastră, i-am dat chargerul ăla firele al doamne iartă-mă să... Incredibil. Dacă mai are acel 640 diesel 4x4 full, full, bossule. N-am avut niciodată 640. Nici ce e 640? Diesel, BMW? Da, BMW, da. 4 litri diesel. N-am avut niciodată. Da, există. Mă rog, e 3 litri biturbo, dar... Da. Trei cuvinte care îi vin în minte când se gândește la Raul de la Racing Nick. Repede. Trei cuvinte. Panda, supraponderal, pe drogurile greșite. Bun. Cea mai tare amintire din Băieți Buni. Băieți Buni. Secvența cu Golful GTI, care nu era Golf GTI, era un 1.4 colantat, era un să pară GTI. Un Golf 1? Nu, era un Golf 5, dacă nu mă înșel. 5, 6, nu, 5 era. Da. Când ni s-a stricat la filmare, filmam în pasajul Victoriei, okay. Noapte. Filmați acolo pe unde trece tramvaiul, dar nu trec mașinile, nu? Pe acolo filmați, nu? Ca nu, să nu trec circulația. Nu, 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 nu. Fanii lui Cabral. Amândoi. Amândoi. Și nu, filmam în traficul. Se blocaseră cele două benzi pe sensul dinspre Alexandrescu. Și era o secvență în care erau mașinile blocate și unul din un infractor se dă jos de mașină cu un Uzi și trage cu Uziu. Nu dacă tu știi Uziu ce descărcare are și la ce viteză aruncă. Nu mă poate să tot durează câteva secunde. Și ni s-a stricat la filmare Uziu, iar noaptea aia n-a mers nimic. Și ăsta s-a făcut. Că trage. A făcut așa o rafală. După aia la postproducție n-au fost colegii atenți. Și se vede la gura pistolului, gura pistolului mitralieră, că asta e el. Era pistolul aici și focurile erau așa, de armă. Niciunul nu s-a nimerit pe... Numai că noaptea aia a fost foarte mișto, că am reușit în sfârșit să facem noi niște cascadorii, care au fost bombă. N-au intrat în film. Dar crede-mă, pe mine, pe cuvânt, au fost bombă. Okay. Dar n-au intrat în film pentru că nu se puteau filma ce am încercat noi să facem. Domnul, răspunde cineva la telefonul ăla. Nu e telefon, este pompa. Pompa e? Să crezi, așa face asta. Pompa? Până plătește cineva, așa faci. Și mă duc să plătesc eu. Da, am stat aici, bă, și am filmat aici o oră în care a făcut aia așa, pentru că domnul vorbea la telefon. Domnul care trebuia să achite pompa vorbea la telefon și a zis, achitați noastră, pompa, mai am de vorbit. Și aia face așa, mândru. Așa am zis și eu, dar nu răspunde nimeni la telefon. Nu, e pompa. Prima oară nu vezi. Mamă, nervi. Okay. Nu vrei să dai? E ok.
Deci chargerul așa, că trei cuvinte am zis, cea mai tare e cascadorile, dacă ar avea de ales între Evo, Rocco sau Raptor, sau ce are, ce ar alege ca singura mașină? Și tu ai un Evo de care noi nu știm? Nu, am avut Evo, am avut un Evo 10. Evo 10, greșit. Evo... E doar de Evo 10, ia uite. Cum încape și eu cu ăsta? Rocco. Da. Da. Așa. Deci ai alege dintre Rocco, toate mașinile tale și Rocco, da? Rocco, da. Bun. Încapi și prost. Rocco? Da, pe am scos spatele complet și am repoziționat scaunul, mai în spate. Să nu zic pilotului, scaunul șoferului, mai în spate, am prelungit coloana. Că picioarele ți erau de ajuns. Dar știi că sunt oricum mari, simt cum fac injectoarele pe degețele. Da. Așa. Întreabă-l dacă vine o tură cu Toyota pe munte. Vine 100%. Da. Nu am de ce să întreb. Da. La care știm, vine. Da. Cum e acolo sus? Probabil că ești înalt, probabil că ești vedetă, probabil că ești înger, nu știu ce să... Nu pot, nu știu, tu trebuie să răspunzi la întrebarea asta, eu nu știu cum să o interpretez. Uite, nu știi, să nu crezi că te minti. Deci nu știi dacă cum e acolo te ia la sus? Mișto sau dacă te laudă. Asta zic. Mm. Ce mașini de ții? Nu mă interesează pe nimeni. Nu, chiar nu. Așa, câți români, asta cu românii, cred că ești sătut cu gluma asta... Câți români ai întrebat? 100. Chiar întrebăm 100. Asta, atunci când e întrebarea serioasă, răspund la ea. Când e glumă... Okay. Na. Dar chiar întrebăm 100. Care a fost sentimentul pe care l-ai simțit atunci când ai văzut că nu încapi într-o mașină? Dacă s-a întâmplat asta cu vreo mașină, eu nu cred că s-a întâmplat. Vine? A, vine din TG. Nu mă, că a intrat în Fiat, mă, a intrat în Fiat. Este o frustrare 50. Pe care o simte orice om atunci când nu iese, să nu intre ceva. Da, ok. Care este mașina visurilor? Bună întrebare. Acum știi ce mi-aș lua? Pe cuminte, că sunt un om responsabil, cuminte. Bineînțeles. Lăsăm la o parte de amblalele circuite alea. Termină cu TG-ul. Bă, mi-a plăcut foarte mult. Da, foarte mult. S-ul Coupe Cabrio. Bă, dacă îl făcea și AMG, tot n-aveam bani. Adică nu-ți închipui că... Bă, da, așa frumusețe. Vorbesc de cum arată. Bă, așa frumos. Nu știu cum merge, că n-am pus gheara pe el. Adică bine, că ies. Adică n-are. Băi, nene, S-ul ăla Coupe Cabrio. Doamne, ce frumusețe. Așa ai vrut-o, da? E ok. Da. E normal. Cabrio, nu știu, e ceva cu Cabrio la tine? Da. Sincer, l-ai bate uneori pe Daniel? Da, sincer. Dar de ce trebuie să insistăm pe sincer? Asta e întrebarea. Sincer, l-ai bate... Daniel nu e de bătut, că dacă îl bați, ăsta e de la de se ridică și face mai mult scandal. Mai recondiționează Jaguare? Uite-le aici, e parcat. Deci nu mai recondiționez că e recondiționat deja. E recondiționat, mai am, poate găsesc și mie, mi s-au dezlipit de la stâlpi. Vreau să dau mașina, da? Dar se văd la stâlpi, la montanții A... S-a dezlipit mocheta aia de pe stâlp. Avem om. Trebuie... Avem om? Bravo. Nu e panic. L-am găsit. Porți haine din bumbac? E întrebare, frate. Nu știu la ce te gândești. Ia arată-l, mă. Ia arată-l. Care? Păi, nu știi cine? Nu. Trebuie să-ți mai zic cine a pus întrebarea? Ivănescu, nu? Bineînțeles. Nu prostul de nu mai pun, pe a doua nu mai pun. E prea mult. Bă, de când l-au excumat ăștia, bă, nu te mai înțelegi cu el, bă, băiatul. Bă, nu există, bă. Care e mașina, deci, fel, care e mașina ta favorită de raliu? Adică, dacă ai... Ce raliu? Nu mai bă, e prea general. Dacă te uiți așa la raliu, la ăștia, la VRC-ul, IRC-ul, VRC-ul, poate că îți place Ford-ul. Mie îmi plăcea foarte mult Citroen-ul când era acolo. M-am și mers cu mașina... Da, nu eu, nu. În dreapta? Nu, da, în dreapta. Cu Leob? Pe sac de cartofi. Cu Leob-ul? Cu amândoi. Ba nu. Leob, când nu, sunt întâmpit. Cu Leob, cum am dus, tocmai îi murise mama. Da. Și nu ne-am dat cu el. Dar pe mine m-a norocit mașina. Cred. Adică... Mașina aia bate fizică. Da. Ai gânduri de a participa la raliu? Nu. N-am bani. N-am bani de ceva. Okay. Nu, e scump. Raliul e scump. VTM-ul e scump. Dacă ți-ar propune cineva să nu te coste bani și să te dai un sezon, te-ai da? Acum plec. Unde se vânesc? Ok. Cum a luat decizia de a-și lua un Dodge? Aveam nevoie de ceva mare cu care să car multe lucruri. Cam mulți copii și sporturile pe care le practic sunt
consumatoare de material tehnic voluminos și atunci a fost simplu. Pentru că înainte ai avut un Hilux și n-ai fost mulțumit de el. Asta trebuie să știe lumea. Da, mă, glumesc. Nu, e mult mai mare mașina americană pick-up decât ce produc europenii și... Nu. Când a realizat că e pasionat de mașini și ce fel de mașini îi plac? JDM, USDM? Eu zic că e cu USDM. Și cu BDSM. Și cu USDM. Scuză, ce nume? Nic. De ce a abandonat proiectul cu mașini de pe YouTube început în pandemie? Din păcate n-am mai avut noi timp și a trecut de pe locul 1, pe locul 2, pe locul 4, pe locul 18 și a, efectiv a stat, dar la mașină s-a lucrat foarte mult. S-a lucrat la Sfântul Gheorghe, la RH Tuning, tot ce înseamnă mecanică și, bă, mecanică făcută ca pentru mine, ca pentru tine, adică nu da, acolo nu ceva. Joc, da. S-a muncit la cipos, la vopsitorie, s-a muncit la pro-detailing, la tot ce înseamnă interior, exterior, muncă, multă muncă a fost la mașina asta, știi? Și cumva unii au zis, domnule, nu merită. E un Mondeo care nu merită. Băi, nene, nu știu ce merită și ce nu merită, dar noi în timp ce s-am făcut treaba asta... Și așa, dar nu trebuie să luăm toate lucrurile așa. A, nu, dar nu, eu nu iau nimic oricum ăla la rece. N-am nicio treabă. Dar cumva pentru noi a fost fun. Din păcate ne-am aglomerat după aia și n-am apucat să dăm mașina la timp. Atunci, știi? Dar gata, se întâmplă. Ok. Ceva cu expediție cu Mobra, nu faci? Mă, am făcut expediții cu Mobra. Mergem în fiecare an cu BMW Motorrad România în niște tururi de câte o săptămână prin Carpați, prin nord, prin sud, prin est, prin gen, vest, prin alea. Adică un pic de... 75% off-road, că trebuie să faci și niște legături pe asfalt. Ok. Au băieții de la MotoHub niște tururi foarte tari moto și mă duc și acolo cu ei și iar sunt niște experiențe foarte mișto. Pe asfalt m-am dus la Norcap singur, adică... Motoreta? Da. Nu era zăpadă? Nu, m-am dus vara. Ok. M-am dus târziu, m-am dus la sfârșit de august, dar multă treabă și până am zis, bă, tot vreau să fac treaba asta, nu mă reușesc să mă sincronizez cu nimeni și într-o dimineață m-am trezit, am zis, vezi că eu plec puțin până la Norcap. Mi-am luat 3 kg, mi-am făcut două paniere de alea, două genți laterale de motoretă, mi-am pus în top case 3 kg, am dat contact și am plecat de nebun. Și m-am dus singur cu cuc până la Norcap și ce a zis înapoi. De treaba asta. Măi, săraca știe că, ești nebun, s-a luat cu un ciobit, dar dacă ciobitul în restul timpului e cu minte și livrează și e okay, îl mai lasă să mai patineze și ambreiajul. Bun. Cumva. Bun. Da. Cum a început totul cu pasiunea... Hai să zicem pasiunea moto, că de asta n-am vorbit. El a zis automoto, dar hai să vorbim de moto. Anul ăsta fac 25 de ani de moto. 25 de ani de moto. Și... și cred că m-am dat pe orice am prins, pe toate tâmpenile, toate toroapele, toate cotoarbele, toate cazanele, toate căzăturile și alea mișto pe care le-am prins. Oase rupte? Multe, da. Multe? Nu, oase rupte niciodată, nu? Mint, claviculă. Claviculă, okay. Nu, mint. Și umerii, amândoi. Da. Așa. Dar în afară de astea, doar umerii, carne, mi-au aplaudat umerii, nu a fost, da. Dar De la ce ai acolo? De la mi-am spart zigoma, mi-a sărit cascadă în cap. Cu ce erai? Mi-am spart zigoma. Nu spune cu ce erai. Mi-a contat. Haide, spune cu ce erai. Și mi-a băgat aici o gaură și mi-am împins-o. Hai să mă. Fii mă, te rog eu. Da. Și am zis, căcat. Și am avut 3 trânte mari cu moto. Și a fost cumva crescendo și când a fost ultima trântă mare cu moto, am avut o pauză. Am luat o pauză vreo câteva luni. Dar nu de frică, ci de... Mi se pare efectiv, bă, mi-o caut. Undeva greșesc. Și într-adevăr, mergeam prea tare. Erai cu Andreea la căzăturile astea sau erai solo percuție? La asta, ultima cu gaura, cu capul a erai fost. Erai cu Andreea? Da. Și ce ți-a zis? Mi-a zis că ea n-are de gând să plătească ratele singură. Corect. Femeia... Și care ar fi momentul să-ți faci o asigurare de viață. Aveam. Aveai? Aveam. Cred că n-a luat-o în calcul. Aveam, dar cred că nu știa unde e dosarul.
Deci, aia a fost ultima căzătură și Andrei a zis așa și gata. Dar nu că tu mai mergi cu motoreta asta. Nu merg, nu, cum să nu merg. Nu. Eu vara doar pe moto merg. Doar, adică merg cu mașina doar când am ceva de cărat, ceva mai mare de cărat. Da, dar doar pe moto merg și acum am un GSA-ul ăla al meu și mi-am luat și un scooter de 400, un GT400 foarte reușit. Mai am o de asta, o Vespa veche. Mare, dacă ajungi mare, da? Poate îți dau ea de la BMW scooterul ăla electric, care e bombă intergalactică. Băi, nene, sunt prea mari pentru el. Ce? Eu sunt prea mare pentru el, îmi intră și aia în cur. De ce să te mint? Îmi place la nebunie cum merge. L-am avut în teste. Îmi place la nebunie cum merge. Eu am și panouri pe casă, îl încarc gratis. Nevastă mai are hibrid tocmai. Mm-hmm. Are plug-in tocmai că avem panouri pe casă. Dar aștept să vină cineva cu un add-on de șah. Îmi intră biscuitele. Asta e nasol dacă ești urs. Îi dau jeep-ul și îmi dăm un stangu? Ce jeep? DJ-ul. Doamne ferește, știu ceva. Și am zis și eu. Că și-a țeapă, adică nu de altceva. Ia în calcul, că a fost o poate și un 5. Ce? Ia să fie un VG. A, da, 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 da. Așa și... Mai e o întrebare aici, dacă lui Sebică îi se spune Zeus Voinicul, lui Cabral cum îi se spune? Displazie de șold, știu eu, nu trebuie să, nu trebuie să răspunzi la asta. E ok. Oamenii, oamenii tăi, oamenii tăi. Oamenii tăi, mai am întrebări. Mai am întrebări. Mai am întrebări. Așa e? În partea aia. Da. Așa. Pe care l-ai văzut și tu cum ar veni. Da. Și vedem de aici, luăm doar ce e bun, nu că am trecut și așa pe emisia, am intrat pe publicitate, e meciul, Steaua Dinamo. E pus oameni să întrebe și acum Steaua Dinamo, te ștești pe picioare cu sentimentele lor. Da, nu, e Steaua Dinamo și noi nu-l difuzăm că suntem aici, încă în emisie. După, da. Deci fii atent. Ce s-a întâmplat cu proiectul? Am răspuns. Care sunt planurile pentru sezonul competițional 2023? La Rotac, cred că se referă. Da. Mergem mai departe cu Betpetonia, ne-am reorganizat puțin pe clase, în echipă vorbesc. Cumva încerc să țin cu dinții de build-ul ăsta, pentru că de-a lungul anilor n-am mai avut două etape succesive cu aceeași setare la mașină. Și de fiecare dată s-o pipăi. De fiecare dată stai să cum pe acolo, stai acolo. Nu, nu, stai tu antrenamente nu faci, bătaia. N-ai timp? Nu sunt bani de antrenamente. Ba, lasă. Nu sunt, băi nene, costă, hai de ce n-ai bani? Costă, dar n-am măcar. Costă. O dată. Noi facem antrenamente, etapa e vineri, sâmbătă, duminică. Vineri e track day. A, și sâmbătă sau duminică ne dăm. Și acum vineri mergem cu o zi înainte, dar și aia înseamnă... Și plus că sunt două bugete care te chinui acolo. E bugetul de bani și bugetul de timp. Că eu am acasă copii, am nevastă, am chestii, testii, da. Plec de nebun o dată, de două ori, de trei ori. Normal da. Că mă așteaptă noaptea să mă ia cușișul. Da. Și atunci, cumva, e și asta. Pe cine susține la alegere de la Fras? Și dacă încapi într-un radical. Eu nu știu cine participă, uite acum. Nici eu. Dar mi se pare că Nori s-a făcut câteva chestii bune. Care a fost cea mai mică mașina ta? Corsa. Irmșer. 20. Okay. Ce? O înjurătură? Ce? Îl mai zgâie la genunchi când umblă? Nu puteam să spun întrebarea asta, asta dacă ești curios să acum... nu e proiectul băieții așa, nu? Nici asta nu pot să spun, dar dacă taie Marius, taie tot. Ea l-a satisfăcut curiozitatea lui Paul sau încă îl mai amăgește? Asta e. Asta nu taie, auzi. Așa, acum vrea să deschidă capota la mașină pentru cei de la promotor. Tu dai seama ce e aici? Nu știu ce am făcut, că am făcut eu ceva. Dacă trebuie. Zis că nu vrei să deschizi capota. Da, bine, eu în general nu deschid capota pentru că nu vorbesc de ce mașină am, pentru că lansează cumva niște discuții inutile, știi? Okay. Adică oamenii zic că aia nu e o mașină bună, ce ai tu, sau e o mașină foarte bună și este un scandal. Pe ce? Că oamenii nu știe ce nevoie am eu și nici ce plăceri nebune am. Și dacă eu vreau să-mi iau TG, îmi iau TG. Bineînțeles, dar nu te enerva, calmează-te. Așa. Sunt scumpe mesele. Calmate. Bun, aici vezi că e greu să fii, te concentrezi. Îmi dai greu? Da. Cum a fost, eu nici nu știu de ce întreabă băiatul ăsta aici. De ce lucru, eu nici, eu, bine, nu sunt nici omul care, că nu-s pregătit. Cum a fost experiența la emisiunea Roata de Rezervă de la Antena 1?
a fost un motiv în plus să meargă mai departe în televiziune? S-ar mai implica în zilele noastre în un astfel de proiect? Nu. Nu ce? Nu. Nu. Nu m-aș mai implica, pentru okay. că așteptările de la o emisiune auto pe TV mi se par foarte depășite și mi se pare foarte greu de făcut conținut în condițiile în care oamenii au deja informația livrată mult mai rapid pe net. Pe internet. Okay. Și în momentul în care vorbim despre un proiect auto online, mi se pare că e mult mai ușor de structurat și de livrat informația așa cum ne-ar plăcea nouă să o primim, decât bun, haideți să vorbim de noua linie exterioară a lui IX. Se observă blocurile optice masive. Da, înțeleg. Da. Băi, nu știu mai, am murit acolo, nu mai, da. Gata. Nu. Dar roata de rezervă a fost un început foarte mișto. Deci te-a ajutat. Da, am făcut treabă, în același timp m-a și frustrat tocmai din același motiv, pentru că eu aveam relaxarea băiatului din cartier, care ziceam, uite-te bă băiatule, ce grilă de radiator are, și Dan Câmpean, care era producător, îmi spunea, nu, nu merge așa. Calandru, blocuri optice. Ce mă? Blocuri optice, adică faruri, da? Păi spune-mă, faruri, blocuri optice, pentru că asta se aștepta și atunci și în parte și acum de la o emisiune auto. Nu poți să zici farul să fie așa relaxat și colovial. Da. Și atunci am zis, bine... Nu poți să spui tracțiune în spate, deci să spui propulsie. Asta sunt de acord cu treaba asta, dar nu intrăm într-o dezbatere. Se pare că dezbatere. Na. Bun. Cât de greu este să conduci un tractor de tip John Deere? Depinde unde. O tură cu Olsitul pe circuit la Titiaur sau o tură cu Golful 3 GTI la Autocross Arena? Cu ce e la Titi? Golsitul. Răspunde la întrebare, să știe oamenii. Arena. Dacia Break Alba a fost prima mașină cumpărată de el? Nu, aia vișinie. Care este opțiunea sau dotarea unui autoturism fără de care consideră că nu poate conduce în anul 2023? Excluzând sistemele de... Eu acum am dat mor și am văzut că e mai mult. E zis omului să dea întrebări. Ți-a dat omul întrebări. Acum îți comentez că... Da, mă, da, 10. Adică te gândești și la alții, mulțumesc. Nu? Uite-te în cameră și spune mulțumesc. Mulțumesc. Așa. Mine. Omul e fan. Adică chiar e fan. Ce m-ai întrebat? Deci care este opțiunea cu care nu poți să trăiești, fără de care nu poți să trăiești în 2023? Nu, fără... Fără siguranță, probabil, că știu că am citit întrebarea. SP, AB, SL, nu, ai citit, nu, ai nu, mă descurc. Nu-i descurc. Aer condiționat, hai să zicem. Ai putea fără? De care, are aer condiționat TGU, mă? Punem. Doamne, altă întrebare. L-am turnat. La fraierii? Cine la fraierii? Cine? Pune ce aplicație folosește pentru a ține evidența documentelor și a revizilor pentru mașinile sale? Alertă mașină. Cea mai bună aplicație românească. Alertă mașină? Eu nu folosesc. Băi, știi cum e? Da. Băi, cred. Când mă așez, să nu mă așez în soare, te mulți. Fii atent. Băi, e bombă. Da, mă, cred. Eu nu că te-ți alăt. Da. Unde ești, mă, stai. Uite, asta este, alertă mașină. Da. Bă, uite, acum uite am deja trei atenționări. Da. Uite, ăsta și cu ăsta... Ce are? Cum mai se numește aplicația? Adventure-ul. Hei! Nu mai am uite pe la GSA. Mamă, bine că m-am uitat. Ai văzut? Așa? Asta, da? Alertă mașina asta. Alertă mașina, da. Asta, da? Băi, e bombă. Da, îl iau. Bombă. Și am problema. Uite, la remorca alerte de marfă. Alertă mașină. Ai văzut ce de unde a luat Banca Bral? Nu te așteptai. Niciun ban n-am luat. Nu, niciun ban, nu, serios. Așa, bun. Bravo, bă, dacă era mai bravo, bă, Cabrale. Dacă bravo, mă ducea pe mine bă. Capul să fac așa ceva frumos. Așa, bun. Așa. I-a afectat cumva imaginea în bine sau în rău faptul că a făcut parte din clubul automobilistic Insomnia? A făcut. Cred că încă mai face. Da, încă fac. Nu, n-a fost nici plus, n-a fost nici minus din punct de vedere imagine, că oricum în România treburile astea nu contează. A fost un plus la nivel personal, pentru că am prieteni de viață în Insomnia odată și în al doilea rând că am avut ce să învăț. Că sunt acolo câțiva de la care ai să înveți. Sunt alții pe care trebuie să-i ocolești, că sunt niște bețivi, dar cumva e o sumă constantă. Ai citit ceva ce nu-ți convine?
Nu. I-a dat cineva răspuns omului la aceste multe întrebări și i-a zis: dacă ai nevoie, există o aplicație numită Alerte Mașină. Nu cred. Bravo, mă. Vasi Pădurarul. Foarte bun. A luat și ăsta bani la aplicație. Da. Nu e, mă, că sunt români ăștia care au făcut aplicația și nu e cu buget, dar sunt chiar aplicația chiar e șmecheră. Costă mult să faci aplicația. Știi? Costă mult. Nu mă pricep. Mult. Să-ți respecti pasiunile înseamnă să te respecti pe tine? Este doar un titlu de articol de blog sau e un motto de viață? Nu, este fix ce încerc să fac. De-aia m-am ținut de toate prostiile. Uneori le-am ținut pe termen lung, alteori mi-am dat seama că nu-s pentru mine și m-am lăsat sau am lăsat-o mai moale. Dar eu cred că căutarea asta trebuie să fie constantă și continuă. Sigur că primele pe listă sunt alea, necesitățile ce țin de viață, dar după aia, dacă ai noroc în viața cumva și muncești în direcția care trebuie și așa, trebuie să ai grijă de pasiuni, trebuie să ai grijă să te ții de ele. Cumva te ții de tine, dacă te ții de ele. Ne poate zice câteva cuvinte despre Asociația Zâmbet și Suflet? Vorbesc foarte puțin despre Zâmbet și Suflet. Da, e o asociație făcută de mine cu Artemis, cu sora mea, și cu Andreea, cu soția mea, prin care susținem fel de demersuri umanitare. Numai că ne încercând să strângem bani din piață ca să facem treburile astea, ci banii vin de la noi din familie, ăia cât ne permitem noi, atunci nu vorbesc foarte mult de asociație. Și dacă îți dau eu bani acum la asociație, nu pot? Tu poți să-mi dai că ești prieten și ție îți arăt direct ce fac și cum fac. Dar eu cred că este o responsabilitate pe care eu mă iau în momentul în care iau banii de la tine, să ceară ce am făcut. Și, nu, e greșit, am spus. Eu așa cred. În momentul în care iau bani de la tine, eu trebuie să-ți arăt pas cu pas cum cheltui fiecare leu, pentru așa mi se pare mie. Da, știu, exagerez. Și atunci, blogul meu, de exemplu, făcea mai mulți bani pe vremuri, acum nu mai am timp să mă țin de el. Toate sumele care rezultau din blog, care rezultă din blog, merg către Zâmbet și Suflet, din 2007, cred, de când am eu... Uite, putem să vorbim cu domnul Ivănescu, e domn. Ai văzut că e tot timpul la bluși și cămașa albă și știți, domn. Da. Putem să vorbim cu domnul Ivănescu? Așa cere de la penitenciar. Da, să-ți doneze cei 2% din... Nu? Și mai bine ar fi să mergem cu ăștia 2% către Dorește Viață, de exemplu. Da. Către... Sunt mulți... Hai, poate facem o listă. Facem. Și vorbim după aia. Fiecare asta pe treaba asta, asta e mea, da. Despre... Da, eu nu știam că ai. Eu nu încerc să strâng bani de piață. Da, ți-am explicat de ce. Cumva ce reușim să facem. De-aia am și avut dubele. Dubele pe care le-am cumpărat, că făceam și facem excursii și tabere pentru copii din zone defavorizate, familii defavorizate, către băieți buni, da. La ce filmări s-a făcut? La băieți buni, da? Băieți asta bun. Era întrebarea. La ce filmări s-a făcut poza? Băieți buni. Și am încăpat o sărăcie. Incredibil. Ce vede când se uită în retrovizoare? Pe nimeni, pentru că toți sunt în fața mea. Vezi, e o roată. Ești slab. Ești slab pe fitment, dar n-are nimic, ești om normal. Dacă a fost alegerea lui ca mașină de circuit, Volkswagen Scirocco, și dacă am stabilit, am vorbit. Da. Sigur că întotdeauna găsești o mașină mai bună de circuit. Mergem, luăm un 4C și am rezolvat cazul, dar la ce bani? Da, cum să spun eu, lucrurile, aceste decizii în viață nu se pot baza doar pe lucruri practice, știi? Mai de-aia te lasă ție TJ-ul, adică altfel nu te lăsam, știi? Trebuie să te mai și bucuri de viață, corect. Să mai vezi, să mai greșești, și să-ți și placă, adică nu putem să luăm Tesla Cybertruck, că este super tare și consumă puțin, că nu ne place cum arată. E ca porcul. E vorba de gusturi, da, și mie de aceeași părere. Ceva, nu există așa. Mă bucur că nu există. Eu acum, de exemplu, ca să-ți dai seama că sigur că probabil că e o problemă psihică, eu mă uit la Scirocco acum și zic: Doamne, ce frumos e. Da, mie nu mi se pare o problemă. Mi se pare o normalitate. E normal să-ți placă lucruri și e normal să ai personalitate și să și faci lucruri în sensul ăla. Că mai sunt oameni cărora le plac lucruri, dar nu au personalitatea suficient de puternică să facă chiar așa. Nu înțeleg ce zici. Nu, sunt prea prost ca să fac așa ceva. Și atunci...
Da. S-a gândit vreodată să îmbine jobul cu pasiunea pentru mașini, să creeze o nouă emisiune auto? Nu produce bani această pasiune. Poți vedea treaba asta uitându-te la băieții de la Stax, care fac conținut foarte bun, de foarte mult timp, investesc foarte mulți bani și piața nu bani poate susține. Ce bani, nu știi tu, frate meu. Noi, piața nu știm, poate susține noi nu zicem pe grup acolo. De nu proiect. Zicem. Nu zicem tot pe grup. Da. Are Dobrescu, are un milion în cont, ești nebun? Bine, nu din Stax, iar el așa. Două. De euro. Cum s-au cunoscut Cabral și Daniel? Pe Facebook. Să povestească un pic despre Bad Petunia. Cred că am povestit de Bad Petunia. Se gândește să treacă la circuit la coastă? Nu cred. Asta ar fi frumos, dar nu e buget. Nu mă, omul a zis. Am tot vorbit de... N-am zis nimic despre... Te rog. Haide, nu mai am întrebări, am terminat. Zici ce vrei, da. Nu, de Anduranță n-am vorbit nimic. Că s-au făcut foarte multe lucruri mișto și la Anduranță și n-am zis nimic de ei. Te rog, și oamenii merită aplauze. Adică gândește-te de la ce s-a plecat, când s-a plecat, că s-a plecat târziu. Și cât de departe au ajuns și cât de mișto s-a dezvoltat întreaga poveste. Am mai făcut un podcast cu un pilot de drift care mi-a zis același lucru, că a participat odată la o cursă de Anduranță și că i s-a părut foarte tare. Cât de tare, știi? Foarte tare. Eu n-am participat, mi-e greu să foarte zic, tare. Dar te cred pe cuvânt și pe tine foarte și pe el, tare. Că nu sunteți oameni la care fel, să... La fel, uite radicalul ce viteză a prins. În cap într-un radical, că era o întrebare acolo. Nu în cap decât bătut. Serios? Decât bine bătut și fracturat, da, nu se poate. Nu se poate, nu. E de om, e făcut pentru om. Corect. Și nu, ursul nu merge cu radicalul. Așa este. Mi s-a părut foarte interesant atunci când am auzit de toată povestea. Normal că am vrut și o bucățică, am vrut să mă înfic și eu acolo în supozitor. Nu e loc, nu se poate. Adică trebuie... Merg cu un picior către Comeni și celălalt picior îl țin... La pasager? La pasager, într-un semi-șpagat. Nu e... Bă, mi s-a stricat șapca asta, bă. E posibil. Întreba cineva... Așa capul mare. Nu, eu n-am văzut mai mare, da? În sfârșit. Și eu asta cu capul chiar am obsesie. Ți-am zis, și George e șef. Șef pe cap. Da, e bine pe bun cap. Da, tu ești șef, tata lor. Acum ce vrei, mă? Și n-am, e și mare urs. Te mai om cu căpșor. La mine e problema. Dar la tine nu. La tine e ok. S-a schimbat producătorul. Ești, ce dracu asta facem apasă noi și pe aici? Butoane, bă, băiatul. Nu mai ne-am nenorocit. Nu mai ne-am nenorocit. Vai, Doamne, cum știi tu camera aia, mă, ca la tata. Doamne, cum am ajuns. Da, deci așa rămânem la circuit? Rămânem la circuit, că deja echipa funcționează. Noi oricum cu Bad Petunia luăm în calcul în fiecare an să mai... mergem într-o disciplină. Am luat în calcul inclusiv să cumpărăm o mașină pentru toată echipa, să mergem echipă completă la Anduranță, pe o singură mașină. Okay. Să facem un echipaj sau să facem două echipaje pe două mașini diferite. Da, adică luăm și treburile astea în calcul. Numai că, păi, nu susține... Nu e piața. Toată felia la noi de pasionați auto e foarte mică. Foarte mică. Și atunci, unul care vine să bage bani, el vine să bage bani, dar vrea să vadă și niște rezultate. De adică normal. Nu sunt toți care vin să bage normal. Bani doar ca să fie așa de eu notorietate. Cred. Eu înțeleg? Nu cred asta cu notorietatea. Da. Mai vor să mai scoată și bani. Trebuie să scoată bani. La noi fiind piața foarte, foarte mică. Adică oamenii ăștia pasionați, ăștia sunt foarte puțini, mai au și puțini bani, e greu să se învârtă lucrurile. Bă, asta cumva e lucrurile pot fi învârtite dacă avem noroc și de producători. Uite, de exemplu, la mine, managerul de echipă, Răzvan Hodea, anul ăsta a decis să nu meargă pilot și să meargă manager de echipă pentru că vrea să crească echipa. Ceea ce mi se pare și gestul e frumos, că e un sacrificiu acolo și în același timp mi se pare și o decizie foarte tare pentru că simte potențialul. Știi? Da. Deci cumva noi în Bad Petunia am reușit să facem... Să atragem și atenția, să facem și conținut, să facem și cifre din punct de vedere audiență și în același timp să avem și rezultate. Cumva se poate face, dar nu e ușor, e greu. Da, știi? Eu știu, e foarte greu. Ce facem cu YouTube-ul? Apărăm pe YouTube? Ai de gând să apari în vlog, să ai o emisiune, să-ți faci ceva, să nu știu... Eu te întreb de ce, că mă gândesc că oamenii... După ce ai declarat că e o pauză de la televiziune, că ai nevoie de timp și nu știu ce, oamenii se gândesc că poate faci niște proiecte de-astea personale sau habar n-am. Adică
Aș vrea să zic că ai mulți fani care ar vrea să vadă mai multe lucruri în special, dar mulți doamnele... Nu am mulți fani. Doamnele cred că s-ar uita pe YouTube. Am oameni care apreciază cel puțin parțial ce fac. Și te și plac. Numai că... E numai de apreciat. Nu sunt toți acolo că te apreciază. Eu mai repede acum aș face un proiect pe care să-l produc okay. decât în care să joc. Și eu aș face același lucru și tot zic pe episoade că poate găsim un prezentator mai tânăr sau așa, nu aș mai face asta. Eu ce zic de ce? Na. Ție nu trebuie să zic de ce, că deja o simți. Eu deja sunt pe sticlă. Mai mult de ăsta, pe orice fel de device, nu vreau să ajung la prea mult. Ok. E ok așa. Ideea am proiecte învârt în cap tot timpul, numai că n-aș face tot eu. Măi, uite... Dacă tot ai închis televizorul că voi să scap de mine, ai deschis laptopul și mă găsești aici, da. Hei, hei, da, să ne mă împaci. Uh-huh. Știi? Cumva eu sper că ăștia micii care vin din spate, ăștia mai tineri care vin din spate, să găsească interes și în zona asta auto. Pentru că avem tineri care fac conținut de foarte multe feluri, români vorbesc, da. Un conținut foarte bun. Care merită apreciați, care merită sprijiniți. Da. Pe auto e mai puțină lume tânără și sunt mai multe babe. Știi? Că îi luăm la rând. Că ne știm cu toții și avem vorba aia, relații cu toți de nu știu câte sute de ani. Da, să sperăm că vin alții. Da. De altă parte, eu când mă uit, mi-e greu să mă dau la o parte când văd ce fac alții și zic, să măcar să vină unul care să vorbească, să știe, să zică, să facă, să dreagă, să nu știu ce... Așteptările adică oamenii... sunt altele decât alea cu care ne-am obișnuit noi. Da, oamenii cred că au nevoie totuși de un prezentator cu experiență sau de niște oameni care să aibă experiență să spună lucruri și, repet, tu ai și acel care atrage, adică ai, repet, oameni care te plac pentru cum ești, pentru cum ești tu. Da, mă, eu îți mulțumesc pentru aprecieri, că de obicei tu nu faci complimente. Nu fac, nu. Simt nevoia să-i motivez pe oameni, n-am cum să fac complimente. Nu cred că sunt atât de interesant și de spectaculos eu acum ca să... Și ce aș face? Aș continua fix ce am început cu Jaguar, bine, într-un ritm decent, nu cum am lăsat-o pe tânjeală în ultima perioadă, adică să ne apucăm de o mașină și să o facem. Da. De-aia mie îmi place foarte mult ce faci tu cu 100-le. Nu mai fac. Fac cu BMW. Vreau, îmi doresc să fac cu BMW. Că cu 100-le nu mai am ce să fac. Adică nu mai toată seria aia, că îți dădea mesaje în fiecare zi râzând, nicio zi fără. Da. Hashtagul ăla mi se părea bombă. Da. Băi, nicio zi fără și tu chiar făceai câte ceva în fiecare zi, mi se părea bombă. Păi ce să fac, dacă mă plictisesc. Și toată lumea era, așteptam, ia mă, ce face imbecilul azi? Și apărea imbecilul, nicio zi fără, am schimbat pragurile. Băi, nene, băi, dar oprește-te că omor banii familiei. N-aveam ce să mă opresc, că și mai am de făcut, dar mai am. Știi? Adică, da. Iar mi se par mișto proiectele astea. Așa să vin eu să vorbesc despre mașini, să povestesc despre... Nu neapărat, domnule Frește, nu neapărat să faci review-uri la mașini sau ceva, nu văd așa. Mi-ar plăcea, de exemplu, să faceți voi rost de buget și să începeți în paralel o serie de motorsport. Mi-ar plăcea foarte mult. Dar nu cred că e... Adică eu vreau să fac acum, să iau un BMW 36 pe care l-am, că l-are Bălășoiu, și să-l documentez în 10 episoade cum o transformăm din mașină 2000 de euro tuning, adică mașina e un 8S turbo, făcută turbo de un băiat. Nu e nimic rău în asta, nu e de râs, nu e de așa. Și să o transformăm în mașină de circuit cu 2.5 sau 2.8 sau nu știu ce, cu roll cage, cu scaune. Cu vanos? Poftim? Cu vanos? Habar n-am, nu știu, vom vedea. Dacă oamenii zic că cu Vanos e ce trebuie, punem cu Vanos. Dacă nu așa, scoatem Vanos. Nu știu ce să zic. Eu cred că cred că te ajută Vanosul la curse. Eu cred că ar fi un proiect foarte mișto. Și ar fi tâmpit să nu-l faci. Dacă poți să ajute, și eu cred că ar fi un proiect foarte mișto. Foarte mișto, pentru că cred că sunt foarte mulți băieți, ca să nu zic copii, care au mașina asta, BMW 36, de când o aveau ei, că nu, acum s-au scumpit, s-au ieftinit, s-au nebunit mașinile și așa mai departe. Și să facem, adică nu cred că neapărat titlul că e un BMW 36 va atrage oameni, cât felurile în care oamenii respectiv vor lucra la mașină și soluțiile tehnice găsite. Asta zic, știi? Uite, acum că vorbim de TJ-ul, am stat pe tub și m-am uitat în continuu la ce build-uri au făcut oamenii.
toți nebunii. Toți nebunii, unii copți, alții întregi. Da. Unii cu bani, alții săraci. Uh-huh. Dar te uiți și cel puțin pentru o parte din public e interesant. Este, da. Chiar e interesant. Sigur că eu de capul meu nu o să mă apuc să-mi dau puntea jos. Da. Să sablez puntea, da, că m-am luat o raznă. Dar măcar știu ce vreau. Știi, adică sunt niște chestii, da, unde conținutul mișto chiar punctează. Sigur că dacă făceam, vorbeam un English appropriate și făceam conținutul în English, se deschid alte, da, uși. Cu siguranță. Știi, da, părușii aia cu serviciu, ți-am povestit despre ei? Care ruși cu serviciu? Mulți ruși cu serviciu, ești nebun. Sunt toți rușii, sunt cu serviciu. 54 garage. Aia, 54 garage. Oamenii sunt defecți psihic, da, iremediabil. Da. Și făceau că n-am mai văzut. Ai mai văzut ceva? N-am mai pus nimic. S-a intrat, a început marele necaz și nu mai e nimeni din partea aia popular. Făceau un conținut, bă, foarte mișto. Că oamenii chiar lucrau, chiar făceau. La un moment dat, în lângă Sofia, erau niște bulgari care făceau făceau cardane, făceau... Am vrut eu să-mi fac Rocco 4x4. Uh-huh, uh-huh. Și aveau soluție tehnică, nicio problemă. 2500 de euro, vină încoace, ți-l facem 4x4. Pam, 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 la revedere. Așa. Am abandonat ideea până la urmă, dar prea interesant la momentul respectiv. Uh-huh. Și la fel oamenii începuseră să facă conținut pe tub. Băi, și momentul... E praf pe engleză, praf pe filmare, praf pe editare, dar conținutul în sine era bun, că oamenii, da, chiar făceau... Te uitai pentru soluții tehnice. Exact. Da. Corect. Știi? Da, 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 da. Cumva. Da. Uite, cum te uiți la Met. Recovery, da, da, Met. Da, 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 da. Mă doare pe mine la cot că unul s-a dus și a căzut într-o râpă și ăsta, dar de fapt te uiți să vezi, uite bă cum a legat mașina, uite ce soluție a găsit, uite ce a făcut, uite cum s-a tras, uite, adică cumva, dacă vii cu conținut care îl ajută pe ăla de acasă, da, să învețe, da, să, da, se relaxeze, să se orice, ăsta, da, contează. La modul ăsta ziceam și noi, că îi schimbăm motorul, că îi punem suspensie, că îi facem un roll cage, că dăm asta cu omologarea cu mașină de competiție, nu știu care, iarăși, că nu ți iese, mulți nu știu, că, ții, că se sparge frâne, motorul sau ceva, nu face e asta cabum, discuția. Nu. Că ții frâne, uite, da, eu puteam să fac o serie de 5 episoade de show doar cu frâne de la Scirocco. Da, 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 câte probleme. Băi, sunt, ne-am, da, da, în teorie ai rețeta, ai luat rețeta, da, ai pus rețeta, stai că nu-i bine. De ce la mine nu-i bine? De ce nu-i bine? Știi? Da, știu. Că nu i-am ușurat mult mașina pe spate, geometria era făcută într-un fel, mașina ușoară, discuri mari pe spate, geometria așa, bă, nu că nu stătea. Păi, nene, băi, băi, eu-s prost ca pilot, bă, dar nici chiar așa m-am mâncat așa. Și da, e... păpipăitele, hai să facem așa, hai să facem așa. Sigur că tot procesul este frustrant la un moment dat, că dai bani. Da, da, dar e... în același timp și frumos. E frumos când ai rezultate, când vezi că, da, ai făcut niște, da, reglaje, da, și ai scăzut, da, secunde, da, și da, mamă, da, nu credeam că din asta se poate, exact, știi? Exact. Da, exact, e tare la motorsport, e tare, e tare că există Rotac, că e aici aproape, că e motor, parcă avem circuit, se întâmplă lucruri în România. Și motorsportul e un sport foarte, foarte scump, adică peste tot. Deci nu discutăm de schi sau de alte lucruri, și e normal să fie scump și exact cum spuneam de la început, este foarte bine și normal să fie bugetat de la început și să nu avem așteptări că ne dăm cu o mașină care ne-a costat 10.000 și ai o mașină de Formula 1. E, băi, pe primul am dat 7.000. Acum terminăm, ce să fac? Ce să fac? Am întârziat omul. Am dat pe Clio 7.000. Și la cum era mașina, nu mă puteam da cu ea. Nu că era proastă. Dar ca soluție tehnică pentru ce aveam eu nevoie, nimic. Nu, nu. Totul e scump. Da, și da, la Clio, oricum, știi cum e la Clio. 100 de euro calul. Cum? 100 de euro calul. Așa la Renault. 10 cai, 1000. Bă, nu e mult. Te pup. Nu e mult. Fiind aspirată, 10 cai... O storici de... Da, da, da. Dar, da, da. Are și Clio multe piese, se pot cumpăra de așa. Acum, dacă m-aș apuca de la zero, aș lua un Megane de cap și aș rezolva cazul. Vindeți Scirocco, ia-ți Megane. Sau un Type-R. Nu știu ce să zic. Mi s-a părut Ninja, mi s-a părut rachetă mașina, dar nu știu dacă e mai performantă decât Renault. Cu Renault n-am mers... cu Megane-ul, mă refer. E mai... îți lasă un spațiu mai mare de modificări, de customizări, fără să fie atât de scumpă customizarea.
Da, nu știu ce să zic. Eu mă uitam, și cu asta încheiem, mă uitam aseară pe YouTube la o cursă sau un M2? De Time Attack. Și erau oameni acolo, eu le-am zis, n-au, puterile-s greșite. Honda Civic, 450 de cai față. Da. Evo 8, 350 de cai. What the fuck, ce-a făcut ăsta, nu înțeleg. Clio Sport. Da? Clio Sport. Ia, acum o să mă înnervez. 500 de cai, 4x4. Bă, tu ești nebun la... Dau link. Să faci pe grine. Nu știi, nu vrei să știi cum arăta Clio Sport cu... Păi toate closetele, toate alea. Și vezi că a ieșit pe locul 3 din toți nebunii de acolo. Toți aveau 450-500 de cai, era așa. Și nu patinau roțile în loc. Nu scoteau fundii în roțile. Era știu cum să meargă și totul e gândit. Și softuri făcute și date progresiv și nu știu ce. Acesta a fost, dă pe camera aia. Avem, știi ce zic? Nu știe. Acesta a fost materialul de tip podcast. Eu mulțumesc lui Cabral că după un an jumate și-a făcut timp să vină la noi la emisiune. Bă, chiar nu sunt ironic. Eu mulțumesc pentru invitație, te tot timpul de mine. Chiar nu sunt ironic și e greu când ești... Adică eu nu știu cum e să fii în locul lui, dar chiar e greu. Chiar e greu că multe proiecte, ai mult de filmat, ai familie, ai copii, ai... Cum pare că zici de nou paia cu îngerul de ciocolată? Nu mai zic paia cu îngerul de ciocolată, vreau să zic ceva și chiar era mișto, dar uite, mi-ai luat... Mai bine. Mi-ai luat ideea. Îmi cer scuze că n-a fost atât de interesant pe cât super cum s-au așteptat oamenii. Eu cred că ai fost super... super interesant și super ok pentru ăia care se uită că vor să știe lucruri despre oameni la care n-ar putea să ajungă să le pună întrebări așa direct. Că eu pun cam toate întrebările, nu... Apropo, veniți mă oameni buni la circuite. Ah, da. E greu. Băi, veniți la circuite să mă bată mama, chiar e experiență mișto, veniți cu copiii, la că e anduranță, că e rotac, că e radical cap, că e ce-o fi, mergeți la VTM, mergeți la raliu, e păcat pentru că e, inclusiv pentru cei cu copii, este o experiență care contează. Eu le și zic, naște pasiuni. Eu le zic că au avantajul acum, fiind, să zicem, la începuturi, să intre acolo în boxe, să vorbească cu piloții, da, mă, au exact, o libertate exact. Care în alte locuri unde se organizează competiții de motorsport nu există pentru că e atât de multă lume încât, adică ăia fac la Formula 1 sau la MotoGP, cum să spun eu, public record, deci sute de mii de oameni care vin acolo, ăia or fi nebuni, adică ăia toți sute de mii care merg la evenimentele astea or fi nebuni la cap, așa, toți sunt nebuni la cap de mers să se uite acolo, adică MotoGP sau Formula 1. Dar zic că la fiecare experiență, și acolo și acolo, pe mine m-a luat capul complet. Da, mă, da, e... Nu, deci nu înțelegi, băi, nu înțelegi nimic, sunt toate așa, tu zici, băi, n-ai cum, nu există așa ceva pe lumea asta. Și ți-am zis, acum, fiind la început, oamenii au avantajul ăsta, uite, te duci și îți place de Cabral, îl vezi acolo, îți place de nu știu cine, îți faci copii și creează niște idoli, niște oameni, vreau să-l văd pe ăla, ce a făcut, ce puțin cu el, mamă, mă uit pe YouTube, ia uite ce a zis, ce a făcut. Ca să nu zic că nu știu la ceilalți, scuză-mă că te rog. La Rotac, de exemplu, sunt moment în care poți avea norocul să faci o tură de circuit în dreapta cu un pilot. Da, da. Care da, iese la niște teste și mă ieși pe acolo și, domnule, mă ieși pe mine? Da. Ia vină, domnule. Deci noi în Betpetunia am făcut treaba asta de când am început. Mm-hmm. Super tare. Treaba asta împreună. Mm-hmm. Dacă vine cineva și putem și n-avem... Aveți pagina de Facebook? Ceva. Avem pagina de Facebook, dar... Scrieți-le băieților acolo pe pagina de Facebook. În perioada non-competițională, nu vreau să te mint, nu prea e activitate pe acolo. Sunt fel convins. Na, ce vrei? E greu să ai... Că n-avem om angajat pe social media, tot noi facem. Da, știu. E greu. Da, mă știu, e greu. Am tot discutat de lucrurile astea, dar așa cum ne-a învățat criza că ce făceau trei oameni poate să facă unul, știi? Încercăm să mergem mai departe. Poți să faci podcast și cu producător care n-are legătură. Omul e la... Știi să oprești camerele alea? Că eu de-aia vorbesc, nu știi, nu? Eu de-aia mai vorbesc aici, că zic, poate termină Dobrescu de vorbi la telefon cu factura aia. Și că așa e, știi? Ai cu factura aia? Cu... Păi, cred că cu factura aia vorba aia. Că așa e la noi, știi? Când, cum e și la Betpetunia, n-avem om de așa, n-avem cameraman, n-avem producător, n-avem contabil, avem și birou. Dar nu le avem pe toate și atunci mai trebuie să centrezi, să dai cu putut. Capul. Și invitații puteau să fie mai șmecheri, dar uite-te și... Da, mă, dar suntem în România, ce pretenții să avem? Ce, unde? Hamilton. E totul la nivel... Unde? Mă, ești aproape de Hamilton. Da. Adică îți mai nuanță. Trebuie... Asta zici. Da. Îți mai trebuie câteva chile în minus și centimetri și ești pe acolo. Da. Și puteai la numărul de dinți, sunt multe chestii care... Puteai să fii și pilot de Formula 1, vei? Niciodată nu s-ar putea așa ceva.
N-aveai loc. La ușa slăbim, când am făcut atunci cursul, ei aveau curs și de monopost. Și am zis, gata, vreau. Ok. Vreau. Și am reușit să bag un picior, buca, și eram cu buca afară. Ei au făcut... Și tu ai zis, lasă că merg așa, ca la tohan în cadru. Nu s-a putut. Atât m-au dat jos de acolo cu forța. Lasă-o așa, că merg așa, mi-e problemă. Că mie îmi place mult și așa ar fi mișto. Eu vă dau bani și pentru asta, așa. Am zis frumos, ieși! Ieși, afară. Aia da, mă, e o problemă asta. Na, ce să zic, știi cum e. Când, asta e. Când sar băieții pe tine în cartier să te bată și ești mare, îți convine, nu? Da, e, convine, atunci, da. Ce mai vrei, da, așa e. Da. Aia e. E. Nu e că a făcut bătăi, știe. A făcut bătăi, a mai luat. Marius, hai frate să încheiem ăsta. Deci share, like și subscribe, dar nu uitați băieți că e foarte important. Ca să ajungi la 101.000 în 3 ani. Da, bă, felicitări pentru asta. Bravo, bravo, bă. Cel mai greu 100.000 din YouTube românesc. Eu așa îi zic. Păi da, mă, că sunteți nișă. Ce m-ai oprit? Ziceam și eu ceva de ștept.